Soarele Gol de Isaac Asimov. Scriitorul american Isaac Asimov, născut în 1920, specialist în chimie și biologie, profesor de biochimie la Facultatea de Medicină a Universității din Boston, este autorul a peste 100 de cărți. Manuale, lucrări de specialitate și de popularizare a științei, povestiri de anticipație. Acest număr se referă la creația lui Asimov până în anul la care a fost făcută traducerea, care i-a dus până acum mai multe premii și consacrare internațională ca unul dintre cei mai proeminenți și prolifici creatori de literatură științifico-fantastică. În Soarele Gol, autorul, îmbinând cu talent proiectarea în viitor și romanul polițist, redă imaginea unei galaxii în care pământul, ajuns o lume lipsită de importanță, ai cărei locuitori s-au izolat treptat de celelalte lumi și s-au dezobișnuit să mai trăiască în spații deschise, sub razele binefăcătoare ale soarelui, găsește totuși mulțumită detectivului Eliah Bailey o cale spre regenerare și speranța unui viitor mai bun. Soarele gol 1. Se pune o întrebare Cu îndărătnicie, Eliah Bailey rezista panicii. Se acumulase în el de două săptămâni. Mai de mult chiar se acumulase încă de când îl chemaseră la Washington, unde îi se spusese calm că va primi o nouă misiune. Chemarea la Washington fusese ea însăși destul de neliniștitoare. Venise fără precizări, era o simplă convocare, ceea ce o făcea de-a dreptul alarmantă. În parte, panica se năștea din sentimentul de urgență legat de ordinele de deplasare cu avionul. În parte, din gândul că trebuia să zboare pur și simplu. Și totuși acesta era doar un început de neliniște și de deocamdată ușor de înnăbușit. La urma urmelor, Lai Belly mai zburase de patru ori cu avionul până atunci. Odată chiar traversase continentul. Astfel că, deși o călătorie cu avionul nu e niciodată plăcută, cel puțin nu este un pas total în necunoscut. Și apoi zborul de la New York la Washington durează numai o oră. Avionul va decola de la pista numărul 2, care, ca toate pistele rezervate traficului oficial, este destul de bine protejată, cu o trapă care se deschide spre atmosfera din afară numai după ce aeronava atinge viteza de decolare. Iar aterizarea se va face la pista numărul 5 din Washington, protejată în mod asemănător. Mai mult, așa cum Bailey știa foarte bine, avionul nu are hublouri. Va fi plăcut luminat, se va servi o masă mulțumitoare și pasagerii vor avea tot confortul necesar. Zborul dirijat prin radio va fi lin, iar odată ce nava se va afla în aer, va dispărea aproape orice senzație de mișcare. Bailey își pusese toate acestea sieși și Jessie, soția sa, care nu mai zburase niciodată și ca atare se îngrozea doar gândindu-se la asemenea lucruri. Dar nu vreau să te duci cu avionul la ei, nu e ceva firesc. De ce nu te duci pe șosea rulantă? Pentru că mi-ar lua 10 ore. Fața prelungă a lui Bailey se înnaspri, și pentru că fac parte din poliția municipală și trebuie să mă supun ordinelor date de superiori, cel puțin dacă vreau să rămân în categoria a șasea. Iar la aceasta, Jesse nu mai avea ce riposta. Bailey se urcă în avion și își fixă privirea pe banda ziar, ce se desfășura linci necontenit din distribuitorul situat în fața ochilor săi. Municipalitatea se mândrea cu acest serviciu de informații. Știri, articole, note umoristice, materiale educative, ba uneori și puțină literatură. Cândva aceste benzi vor fi transformate în film, se spunea, căci concentrarea privirii asupra unui ecran ar fi un mijloc și mai eficient de a distrage atenția pasagerilor de la mediul înconjurător. Bailey continua să privească banda ce se desfășura în fața ochilor săi, nu numai pentru a încerca să uite unde se află, dar și din motive de etichetă. În avion se mai găseau încă cinci pasageri. Nu putuse să nu observe asta și fiecare avea dreptul la teama și neliniștea firească pe care firea și educația sa îl făceau să le simte. Bailey însuși ar fi fost scos din fire de orice intrus care ar fi observat propria sa stingereală. Nu dorea niciun ochi străin fixat asupra propriilor sale, falange golite de sânge, acolo unde mâinile îi se încleștaseră pe rezămătoarea de braț sau asupra petelor de sudoare pe care le vor lăsa acolo. Își spunea: Dar sunt la adăpost. Avionul este un mic oraș. Nu reușea însă să se amăgească. Avea la stânga 2-3 cm de oțel. Îi putea simți cu cotul: Dar dincolo, nimic. Ei da, aer, dar asta nu înseamnă de fapt nimic. Se întinde pe o mie de mile într-o direcție, o mie în altă direcție, o milă, poate două, pe verticală. Aproape că dorea să poată privi în jos să zărească calotele orașelor ascunse peste care trecea: New York, Philadelphia, Baltimore, Washington. Își imagina departe jos complexele ondulate de cupole pe care nu le văzuse niciodată, deși știa că sunt acolo. Iar sub ele, pe o milă în adâncime și pe zeci de mile în toate direcțiile, se întindeau orașele. Se gândea la nesfârșitele coridoare pline de animații ale orașelor înțesate de lume, apartamente, bucătării de cartier, uzine, șosele rulante, toate confortabile și încălzite de prezența omului. Iar el se afla aici, izolat în aerul rece și amorf, închis într-un mic proiectil de metal care se mișca în spațiul gol. Îi tremurau mâinile și își silea ochii să se concentreze pe banda de hârtie încercând să citească ceva. Era o povestire despre explorările galactice și, evident, eroul era un pământean. Bailey mormăi ceva exasperat, apoi își ținu o clipă răsuflarea, căci își dăduse seama cu oroare de mojicia pe care o comisese scoțând un sunet. Era totuși un lucru absolut ridicol. Ce copilărie să pretinzi că pământenii ar putea invada spațiul? Explorări galactice! Galaxia era interzisă pământenilor o luaseră în stăpânire spațienii, ai căror strămoși cu secole înainte fuseseră tot pământeni. Acești strămoși ajunseseră primii în lumile exterioare, le găsiseră pe plac, iar urmașii lor puseseră opreliști în calea imigrării. Înțărcuiseră astfel pământul și pe verii lor pământeni. Iar civilizația urbană a pământului desăvârșise treaba, închizându-i pe pământeni în orașele lor, cu ajutorul unui zid de teamă față de spațiile libere ce îi ținea departe, chiar și de regiunile agricole și miniere ale propriei lor planete, care erau lucrate de roboți. Dumnezeule, exclamă Bailey cu ciudă în sinea sa, dacă nu ne place situația, măcar să întreprindem ceva, să nu ne pierdem vremea cu basme. Dar nu era nimic de făcut, și el știa asta. Apoi avionul ateriză, iar Bailey și ceilalți pasageri coborâră din navă și se împrăștia care încotro fără să se privească. Bailey se uită la ceas și își dădu seama că are timp să facă o baie înainte de a lua șoseaua rulantă pentru a se duce la Ministerul Justiției. Se bucură de această constatare. Larma vieții, sala enormă și voltită a aeroportului din care porneau coridoare la numeroase niveluri, tot ceea ce vedea sau auzea îi dădea sentimentul că se găsea închis la adăpost și căldură în măruntaiele și pântecul orașului. Neliniștea i se risipise și numai un duș mai trebuia pentru ca totul să fie în ordine. Pentru a putea folosi una din băile municipale, avea nevoie de un permis de flotant, dar prezentând ordinul de deplasare, nu întâmpină nicio dificultate. Urmară doar formalitățile de rutină și primi o cabină de clasa 1, data fiind marcată cu grijă pentru a se evita eventualele abuzuri, și un cartonaș cu instrucțiuni pentru a ajunge la locul respectiv. Bailey regăsi cu recunoștință senzația benzilor rulante sub picioarele sale. Cu un fel de desfătare simțea accelerația pe măsură ce pășea de pe o bandă pe alta spre fâșia centrală de mare viteză a șoselei rulante. Cu un salt ușor ajunse pe fâșia centrală și se instală pe locul la care îi dădea dreptul gradul său. Nu era o oră de vârf și se găseau destule locuri libere. Nici baia când ajunse acolo nu era prea aglomerată. Cabina cei fusese repartizată era în bună rânduială cu o spălătorie automată ce funcționa bine. După ce își consumă cu folos rația de apă și își împrospătă îmbrăcămintea, se simți gata să dea ochii cu cei de la Ministerul Justiției. Mai mult chiar era chiar voios. Subsecretarul Albert Minim era un om mărunt și îndesat, roșcovan la față și destul de cărunt, cu un trup ce se anumite rotunjimi. Degaja un aer de curățenie și mirosea vag atonice. Totul trăda acele avantaje ale vieții care vin odată cu rațiile generoase primite de cei situați sus pe scara administrativă. Comparându-se cu el, Bailey se simți palid, bolnăvicios și costeliv. Era conștient de faptul că are mâini mari, ochii înfundați în orbite și un aspect general lipsit de finețe. Minim îi se adresă amabil. Ia loc, Bailey, fumezi? Nu mai pipă, domnule," răspunse Bailey. Spunând acestea, își scoase pipa, iar minim vârâ la loc trabucul pe care începuse să-l tragă afară. Bailey își regretă imediat gestul. Un trabuc era mai bun decât nimic și darul i-ar fi prins bine. Chiar și curația mai mare de tutun ce revenea în urma promovării sale din categoria a cincea între a șasea, nu putea spune că nota în tutun de pipă. Aprinde-o, te rog, dacă dorești," Spuse Minim și așteptă cu un fel de răbdare părintească până ce Bailey măsură cu grijă tutunul necesar și fixă apoi capacul. Cu ochii asupra pipei, Bailey spuse: Domnule subsecretar, nu mi s-a comunicat motivul chemării mele la Washington. Știu asta, răspunse Minim zâmbind. Te pot lămuri pe loc. Ești detașat temporar. În afara New Yorkului? Chiar destul de departe. Bailey își ridică sprâncenele amirare cu un aer preocupat. Pe ce perioadă, domnule subsecretar? Nu știu exact. Bailey își dădea seama de avantajele și dezavantajele unei detașări. Ca flotant într-un oraș unde nu locuia permanent, o va duce de sigur mai bine decât îl îndreptățea rangul său ierarhic oficial. Pe de altă parte, era foarte improbabil să-i se permită să-și ia cu el soția și fiul pe Bentley. Evident, li se vor asigura condiții de trai acasă, la New York, dar Bailey era un om atașat de căminul său și nu-l încânta gândul unei despărțiri. Și apoi, o detașare însemna o sarcină precisă, ceea ce era bine, dar și o răspundere mai mare decât cea obișnuită pentru un detectiv, ceea ce putea fi neplăcut. Cu nu prea multe luni înainte, Bailey făcuse față cu succes răspunderii legate de cercetarea împrejurărilor în care un spațian fusese ucis chiar lângă New York și nu era prea bucuros de perspectiva unei alte misiuni de acest fel. Nu mi-ați putea spune unde sunt detașat, natura detașării, despre ce e vorba? Încerca să evalueze cuvintele subsecretarului, chiar destul de departe, și să facă mici pariuri cu sine însuși în privința noii sale baze de operații. Răspunsul lui Minim sunase apăsat și Bailey se gândea. Calcuta? Sydney? Apoi observă că în cele din urmă subsecretarul își scosese un trabuc și l-a prindea cu atenție. Dumnezeule, se gândi Bailey, nu știe ce să-mi spună sau nu vrea să-mi spună. Minim își luă trabucul dintre buze, privi fumul și răspunse. Ministerul Justiției te detașează temporar în solaria. O clipă, Bailey își frământă mintea încercând o identificare. Solaria. În Asia, în Australia? Apoi se ridică de pe scaun și rosti încordat. Vreți să spuneți într-una din lumile exterioare? Minim se feri să-l privească în ochi. Exact. Dar e imposibil, nu vor admite un pământean într-o lume exterioară. Împrejurările pot schimba situația, detectiv Bailey. S-a comis o crimă în solaria. Gura lui Bailey se crispă într-un fel de zâmbet reflex. Dar e cam în afara jurisdicției noastre, nu-i așa? Ne-au solicitat sprijinul. Nouă? Pământului? Bailey se simțea împărțit între tulburare și neîncredere. Era de necrezut ca o lume exterioară să aibă față de planeta mamă altă atitudine decât dispreț sau, în cel mai bun caz, o bunăvoință plină de superioritate. Să ceară sprijin? De la pământ? Repetă el. E ceva neobișnuit, admise minim, dar așa stau lucrurile. Vor un detectiv pământean care să se ocupe de acest caz. Treaba s-a aranjat pe căi diplomatice, la cel mai înalt nivel. Bailey se așeză din nou. Dar de ce eu? Nu mai sunt tânăr, am 43 de ani, am soție și copil. N-aș putea pleca de pe pământ. Nu te-am ales noi, detectiv Bailey. Ai fost cerut nominal. Tocmai eu? Detectivul Eliah Bailey, categoria a șasea din corpul de poliție al orașului New York. Știau ei de ce și desigur că înțeleg și dumneata. Bailey se încăpățâna dar nu sunt competent pentru un asemenea lucru. Ei consideră că ești. Probabil că au aflat în ce fel ai rezolvat cazul spațianului ucis. Trebuie să fie vreo încurcătură. Le-a părut o treabă mai bună decât a fost realmente. Minim ridică din umeri. Oricum, te-au cerut pe dumneata, iar noi am fost de acord să te trimitem. Deci ești detașat. Ți s-au pregătit toate documentele și trebuie să pleci. În lipsa dumitale, soția și copilul vor avea condiții de categoria a șaptea, căci acesta va fi și rangul dumitale pe durata executării misiunii. Făcu apoi o pauză semnificativă. Îndeplinirea cu succes a misiunii îți poate asigura această categorie în mod permanent. Toate se petreceau prea repede pentru Bailey. Era absolut imposibil. Nu putea să plece de pe pământ. Nu înțelegeau asta? Se auzi întrebând cu o voce calmă care îi părea lui însuși nefirească. Ce fel de crimă? În ce împrejurări? De ce nu o pot rezolva singuri? Minim aranjă cu multă atenție niște mărunțișuri pe birou, apoi clătină din cap. Nu știu nimic despre crimă, nu cunosc împrejurările. Atunci, cine le cunoaște, domnule subsecretar? Doar nu vreți să mă duc acolo nepregătit, nu-i așa? Și din nou acea voce interioară disperată: Dar nu pot pleca de pe pământ. Nu le cunoaște nimeni, nimeni de pe pământ. Solarienii nu ne-au spus nimic. Asta va fi treaba dumitale. Să afli ce aspecte atât de importante are această crimă încât le trebuie un pământeam ca să o rezolve. Sau mai bine zis, asta va fi o parte din treaba dumitale. Bailey se simțea atât de disperat încât întrebă: Și dacă refuz? Știa firește răspunsul. Știa cu precizie că asta ar însemna o retrogradare pentru el însuși și mai ales pentru familia sa. Minim nu spuse nimic despre retrogradare. Se mulțumi să murmure. Nu poți refuza, detectiv Bailey. Ai o misiune de îndeplinit. Pentru solarieni? Să ia naiba pe toți. Pentru noi, Bailey, pentru noi. Minim făcu o pauză, apoi continuă. Cunoști poziția pământului față de spațieni, doar nu mai trebuie să-ți vorbesc despre asta. O cunoștea așa cum o cunoștea fiecare pământean, cele 50 de lumi exterioare, cu o populație totală mult mai mică decât cea a Pământului, aveau totuși un potențial militar de vreo 100 de ori mai mare. În acele lumi subpopulate, a căror economie se baza pe roboți pozitronici, producția de energie pe cap de locuitor era de 1000 de ori mai mare decât pe Pământ. Iar cantitatea de energie pe care o putea produce un singur locuitor determina potențialul militar, nivelul de trai, fericirea și toate celelalte. Minim, adăugă. Unul dintre factorii care contribuie la menținerea noastră în această poziție este ignoranța. Chiar așa, ignoranța. Spațienii știu totul despre noi. Doar trimit destule misiuni pe pământ. Iar noi nu știm despre ei decât ceea ce vor ei să ne spună. Niciun pământean n-a pus încă piciorul în vreo lume exterioară. Dumneata, totuși, o vei face. Bailey început să spună. Dar nu pot. Minim însă repetă. Ba da, situația dumitale va fi unică. Te vei afla pe Solaria la invitația lor, îndeplinind o misiune pe care ți-o vor da ei. La întoarcere vei avea informații utile pentru pământ. Bailey se uita posomorât la subsecretar. Vreți să spuneți că voi face spionaj pentru pământ? Nu e vorba de spionaj. Nu trebuie să faci decât ce îți cer ei. E de ajuns să-ți ții trezi ochii și mintea. Observă. La întoarcere vom găsi aici specialiști care să analizeze și să interpreteze cele observate de dumneata. Bănuiesc că există o criză, domnule subsecretar, spuse Bailey. Ce te face să crezi așa ceva? Este riscant să trimiteți un pământean într-o lume exterioară. Spațienii ne urăsc. Cu toată bunăvoința mea și chiar aflându-mă acolo invitat de ei, aș putea provoca vreun incident interstelar. Guvernul Pământului putea găsi ușor un pretext pentru a nu mă trimite. Se putea spune că sunt bolnav. Spațienii au o teamă patologică de boală. Nu m-ar primi acolo pentru nimic în lume dacă ar crede că sunt bolnav. Ne sugerez cumva să încercăm asta? Nu. Dacă guvernul n-ar avea alte motive pentru a mă trimite, ar fi găsit un pretext, ba chiar unul mai bun și fără ajutorul meu. Rezultă, deci, că problema spionajului e adevăratul motiv, și dacă este așa, atunci lucrurile trebuie să fie ceva mai serioase pentru a justifica riscul. Bailey se aștepta la o explozie din partea subsecretarului și aproape că ar fi primit-o cu bucurie, ca pe o destindere, dar minim se mulțumi să zâmbească glacial și să spună. Constat că poți vedea dincolo de amănunte, dar nici nu mă așteptam la mai puțin din partea dumitale. Subsecretarul se aplecă spre Bailey peste birou. Iată unele informații pe care nu le vei discuta cu nimeni, nici măcar cu alți funcționari guvernamentali, Sociologii noștri au ajuns la anumite concluzii privind situația actuală din galaxie. Există 50 de lumi exterioare subpopulate, robotizate, puternice, locuite de oameni sănătoși și care trăiesc mult. Există apoi Pământul nostru, subdezvoltat din punct de vedere tehnologic, suprapopulat cu oameni care nu trăiesc mult și dominat de spațieni. Situația este instabilă. Totul e instabil pe termen lung. Această situație este instabilă pe termen scurt. Ne mai rămân cel mult 100 de ani. Lucrurile se vor menține așa pe durata vieții noastre, dar avem și copii. Până la urmă vom deveni un pericol prea mare pentru lumile exterioare pentru a ni se permite să supraviețuim. Pe Pământ trăiesc 8 miliarde de oameni care îi urăsc pe spațieni. Spațienii ne exclud din galaxie, adăugă Bailey. Conduc comerțul nostru în folosul lor, dau ordine guvernului nostru și ne tratează cu dispreț. Ce așteaptă atunci de la noi? Recunoștință? Așa este și totuși planul stabilit. Răscoală represiune? Răscoală represiune și într-un secol pământul practic nu va mai conta ca lume populată. Așa afirmă sociologii. Bailey se mișcă pe scaun neliniștit. Nu te poți îndoi de sociologi și de calculatoarele lor. Și ce așteptați de la mine dacă așa stau lucrurile? Să ne aduci informații. Marele defect al prognozei sociologilor constă în lipsa noastră de date despre spațieni. A trebuit să construim ipoteze pornind de la cei câțiva spațieni care au fost trimiși la noi. A trebuit să ne bazăm pe ceea ce au binevoit să ne spună despre ei, așa că le cunoaștem numai punctele tari. La naiba, au roboți, sunt puțini și trăiesc mult. Dar n-au oare și puncte slabe? Nu există vreun factor sau mai mulți care, dacă i-am cunoaște, ar schimba inevitabilitatea sociologică a distrugerii? Ceva care să poată ghida acțiunile noastre și să mărească șansele de supraviețuire ale Pământului? N-ar fi mai bine să trimiteți un sociolog? Minim dădu din cap negativ. Dacă am putea trimite pe cine vrem noi, am fi făcut-o încă de acum 10 ani, când s-a ajuns prima dată la aceste concluzii. Acesta este primul nostru prilej de a trimite pe cineva. Ei ne-au cerut un detectiv, și asta ne convine iar detectivul este un fel de sociolog. Un sociolog practicant care lucrează empiric, căci altfel n-ar mai fi un bun detectiv. Dosarul dumitale arată că ești un bun sociolog. Vă mulțumesc, domnule subsecretar, răspunse Bailey mecanic. Și dacă îi intru în vreun bucluc? Minim ridică din numeri. Ăsta este riscul meseriei de polițist. Alungă ideea cu o mișcare a mâinii și adăugă. În orice caz, trebuie să te duci. S-a și fixat data plecării. Nava care te va transporta așteaptă. Bailey se încordă. Așteaptă? Când urmează să plec? Peste două zile. Atunci trebuie să mă întorc la New York, soția mea. Vom avea noi grijă de ea. Știi doar că nu are voie să afle nimic despre natura misiunii dumitale. I se va transmite să nu aștepte vești de la dumneata. Dar e inuman, trebuie să o văd. S-ar putea să nu o mai văd niciodată. Ce-ți voi spune acum poate părea și mai inuman, însă nu e oare adevărat că nu există zi în care plecând să-ți faci datoria, nu ți-ai putea spune că nu o să te mai revadă niciodată? Detectiv Bailey, toți trebuie să ne facem datoria. Pipa se stinsese de vreo 15 minute, dar Bailey nici nu observase. Nimeni nu mai putea să-i spună nimic. Nimeni nu știa nimic despre crimă. Funcționar după funcționar îl împingeau pur și simplu spre momentul când se găsi la baza unei nave spațiale, încă necrezând tot ce îi se întâmpla. Era ca un tun gigantic îndreptat spre cer. Bailey tremura spasmodic în aerul liber și aspru. Se lăsa noaptea. Bailey o primi cu recunoștință, parcă niște pereți negri întunecoși se uneau cu plafonul negru de deasupra. Cerul era înnourat și, deși detectivul fusese la planetariu, o stea luminoasă pe care o zări printr-o spărtură a norilor, tot îl făcu să tresară. O scânteie mică, departe, tare departe. O privi curios, aproape fără teamă. Părea foarte apropiată, foarte neînsemnată și totuși în jurul unor asemenea stele se rotesc planete ai căror locuitori sunt stăpânii galaxiei. Și soarele este o astfel de stea, se gândi Bailey, numai că e mult mai aproape, luminând acum cealaltă față a pământului. Își imagină deodată pământul ca pe un glob de piatră învelit într-o peliculă subțire de umezeală și gaze, expus vidului cel înconjura cu orașele sale adâncite puțin în stratul superficial situate precar între rocă și aer. I se făcu piele de găină. Nava era de sigur a spațienilor. Traficul interstelar se afla cu totul în mâinile acestora. Bailey era singur acum, imediat în afara limitei orașului fusese îmbăiat, frecat și dezinfectat până ce l-au socotit suficient de nepericulos după criteriile spațiene pentru a pătrunde în navă. Chiar și așa au trimis doar un robot să-l întâmpine, infestat cum era cu zeci de specii de bacterii patogene aduse din acel oraș aglomerat, cărora el le putea rezista spre deosebire de spațienii crescuți eugenic în medii aseptice. Robotul se ivi masiv din întunericul nopții cu ochi având o lucire roșie mată. Detectivul Eliach Bailey? Exact, răspunse Bailey tăios, simțind cum îi se zbrulește puțin părul de la ceafă. Era destul de pământean pentru a-și da seama că îi se încrețise carnea pe el la vederea unui robot îndeplinind o muncă omenească. Își aminti de Daniel Oliou, cu care colaborase în cazul spațianului ucis, dar acela arăta cu totul altfel. Daniel era... Urmați-mă, vă rog, spuse robotul, și un far așternut o fâșie albă de lumină până la navă. Bailey se execută. Urcă scara, intră în navă, trecut prin mai multe coridoare și ajunse într-o încăpere. Aceasta va fi cabina dumneavoastră, detectiv Bailey. Sunteți rugat să nu părăsiți pe toată durata călătoriei. Sigur, mă chestrați aici, se gândi Bailey. Mă țineți izolat, în siguranță. Coridoarele prin care trecuse erau goale. Probabil că acum le dezinfectau roboții și probabil că robotul din fața lui va trece printr-o baie antiseptică la ieșire. Aveți la dispoziție apă curentă și toaletă. Veți primi hrană. Veți avea material de vizionat. Hublourile sunt comandate de la acest panou. Acum sunt închise, dar dacă vreți să priviți spațiul... E în ordine, băiete, răspunse Bailey cu o ușoară tulburare în glas. Lasă-le închise. Folosise apelativul băiete cu care pământenii se adreseau totdeauna roboților, dar robotul nu păru ofensat de aceasta. Răspunsurile lui erau limitate și dirijate de legile roboticii. Robotul își încovoie corpul masiv de metal în chip de plecăciune respectuoasă și ieși. Bailey se afla acum singur în cabină și o putea cerceta. În orice caz, era mai bine decât în avion. Pe acesta îl putea vedea în întregime de la un capăt la altul, putea să-i vadă limitele. Nava spațială era însă mare. Avea coridoare, etaje, cabine. Era un fel de mic oraș. Bailey putea respira aproape în voie. Apoi se aprinseră niște lumini și vocea metalică a unui robot răsună prin interfon, dându-i detectivului îndrumări precise despre felul cum să se protejeze contra accelerației la decolare. Se simți împins înapoi în niște chingi, într-un sistem hidraulic elastic și auzi huruitul îndepărtat al reactoarelor de mare putere, încălzite la maximum de o micropilă protonică iratul atmosferei despicată de navă, din ce în ce mai slab și mai ascuțit, care se stinse cu totul după o oră. Se aflau în spațiul cosmic. Parcă îi amorțiseră toate simțurile, parcă nimic nu mai era real. Își spunea că fiecare clipă îl poartă cu mii de mile mai departe de orașe, de Jessie, dar acest lucru nu-l impresiona. A doua zi, Orea a treia poate, nu-și dădea seama de scurgerea timpului decât după intervalele la care mânca și dormea. Simți o stranie senzație trecătoare de întoarcere pe dos. Nu dură decât o clipă și Bailey înțelese că era un salt, acea trecere momentană, stranie, de neînțeles aproape mistică prin hiperspațiu, care duce navele cosmice și tot ce se află în ele dintr-un punct în spațiu în altul, situat la o distanță de câțiva ani lumină. Alt interval de timp și alt salt, încă un interval, încă un salt. Bailey își spuse că zeci, sute sau mii de ani lumină îl despart acum de casă. Nu știa însă cu precizie câți. Niciun pământean nu cunoștea amplasarea solariei în spațiu. Era sigur de asta. Nu cunoștea nimeni, absolut nimeni. Se simține spus de singur. Venia apoi senzația de decelerație și din nou intră în cabină robotul. Ochii lui sumbri și roșietici verificară amănuntele echipamentului lui Bailey. Strânse cu competență un șurub și examină piesele sistemului hidraulic. Sosirea peste trei ore. Vă rog să rămâneți în această cabină. Va veni un om să vă ia de aici și să vă conducă la reședința dumneavoastră. Stai, spuse Bailey încordat. Strâns în chingile echipamentului, se simțea neajutorat. Ce oră va fi la sosire? Robotul răspunse prompt. După timpul oficial galactic va fi după timpul local, băiete, după timpul local, Dumnezeule. Robotul continuă cu voce egală. Ziua solariană durează 28,35 ore oficiale. Ora solariană se divide în 10 decade, iar fiecare decadă în 100 de centade. Urmează să sosim pe un aeroport la care timpul oficial va fi de 5 decade și 20 de centade. Soarele gol Pista 2. Bailey îl detesta pe robot. Îl detesta pentru incapacitatea lui de a înțelege, pentru felul în care îl obliga să-l întrebe direct și astfel să-și dezvăluie propria slăbiciune. N-avea încotro. Spuse deschis: Va fi în timpul zilei? Iar după toate astea, robotul răspunse: Da, domnule, și ieși. Va fi deci zi. Va trebui să iasă pe suprafața neprotejată a unei planete în timpul zilei. Nu prea știa ce înseamnă asta. Întrezărise în câteva rânduri suprafața pământului din anumite puncte din interiorul orașului, ba chiar ieșise pe ea pentru câteva clipe. Dar totdeauna fusese înconjurat de ziduri sau se aflase în apropierea lor. Totdeauna fusese aproape de un loc sigur. Dar unde va mai găsi această siguranță acum? Nici măcar între zidurile iluzorii ale întunericului. Și cum nu-și putea trăda slăbiciunea în fața spațienilor, la naiba nici gând de așa ceva, își încordă trupul în care îl apărau de forța decelerației, închise ochii și luptă cu înverșunare împotriva panicii. 2. Bailey pierdea lupta. Rațiunea nu mai era suficientă. Își repeta mereu. Sunt oameni care trăiesc sub cerul liber toată viața, spațienii de pildă, chiar și strămoșii noștri de pe pământ. Nu există nicio primejdie în lipsa unor ziduri protectoare, numai mintea mea neagă acest lucru și greșește. Dar tot acest raționament nu ajuta la nimic. Ceva dincolo de rațiune, mai presus de ea, reclama prezența zidurilor și nu voia să accepte spațiul. Pe măsură ce se scurgea timpul, Bailey își dădea seama că nu va face față. Până la urmă, spațianul trimis să-l conducă, cu filtre în nări pentru a reține microbii și cu mâinile înmănușate pentru a evita contactul, îl va găsi chircit de frică, tremurând jalnic și nici măcar nu-l va disprețui. Spațianul nu va simți decât dezgust. Bailey încercă îndrăgit să se țină tare. Când nava se opri și chingile antidecelerație se desfăcură automat, iar sistemul hidraulic se retrase în perete, Bailey continuă să rămână așezat. Se temea, dar era hotărât să nu lase să se vadă aceasta. Auzis gomotul ușor pe care îl făcu ușa cabinei începând să se deschidă și privi în altă parte apucă doar să prindă cu coada ochiului silueta înaltă cu păr de culoarea bronzului acelui care intra. Un spațian, unul dintre acei trufași descendenții ai pământului care își renegaseră trecutul. Spațianul îi se adresă. Colege Eliah! Cu o mișcare bruscă, Bailey își întoarse capul spre spațian. Făcu ochii mari și se ridică aproape fără voie se uită fix la fața noului venit, la pomeții înalți și depărtați, la liniile perfect destinse ale feței, la corpul lui simetric și mai ales la acea privire calmă, izvorând din niște ochi albaștri imperturbabili. Deinil, e plăcut să văd că ți-amintești de mine, colegi Eliah. Că mi-amintesc de tine!" exclamă Bailey, năpădit de un sentiment de ușurare. Deinil era o bucățică de pământ, un prieten, un sprijin, un salvator, a avut o pornire aproape irezistibilă de a se arunca spre spațian ca să-l îmbrățișeze, să-l strângă nebunește, să râdă, să-l bată pe spate și să facă toate celelalte lucruri prostești pe care le fac niște prieteni vechi ce se revăd după o lungă despărțire. Dar se abținu. Nu putea face așa ceva. Nu putea decât să se apropie de el, să-i întindă mâna și să spună. Nu văd cum te-aș fi putut uita, Denil. Tocmai asta i-a plăcut, răspunse Denil, dând din cap gravitate. După cum foarte bine știi, Mie mi-e imposibil să te uit cât timp funcționez. E plăcut să te văd din nou. Denil luă mâna lui Bailey și o strânse cu degete calme, dar ferme, o strângere reconfortantă și nedureroasă, dându-i apoi drumul. Bailey spera din toată inima că privirea de nepătruns lui Denil nu-i va putea citi în suflet, sezizând acel moment teribil de abia trecut și încă răsunând în el, când detectivul își concentrase toată făptura într-un sentiment intens de prietenie foarte aproape de afecțiune. La urma urmelor, nu-i puteai nutri o afecțiune prietenească acestui Daniel Olivou, care nu era nici de cum om, ci pur și simplu un robot. Robotul care semăna atât de mult cu un om spuse Am cerut ca un vehicul de suprafață să fie conectat la navă printr-un tub pneumatic. Bailey se încruntă Un tub pneumatic? Da, e o tehnică obișnuită, frecvent utilizată în spațiu, pentru a se putea transfera oameni și materiale dintr-o navă în alta, fără a mai fi nevoie de echipament special antivid. Se pare însă că nu o cunoști. Nu, nu o cunosc, răspunse Bailey, dar încep să-mi imaginez. E destul de complicat, firește, să folosim un astfel de tub între o navă spațială și un vehicul de suprafață, dar am cerut să se facă aceasta. Din fericire, misiunea ce ne revine e de mare prioritate, așa că dificultățile sunt învinse rapid. Lucrezi și tu la acest caz? Nu ți s-a comunicat asta? Îmi pare rău că nu ți-am spus-o de la început. Desigur, pe fața perfectă a robotului nu se putea citi nicio urmă de regret. Doctorul Han Fastolf, pe care l-ai cunoscut pe pământ în timpul colaborării noastre și de care sper că ți-amintești, te-a propus ca anchetator în acest caz și a cerut ca eu să fiu repartizat pentru a lucra din nou cu tine. Bailey își stăpâni un zâmbet. Doctorul Fastolf era originar din Aurora, iar Aurora era cea mai puternică dintre lumile exterioare. Se pare că propunerea unui auroran avea o anumită greutate. Un cuplu care dă rezultate nu trebuie separat, nu-i așa? Comentă Bailey. Pornirea de entuziasm prilejuită de apariția lui Daniel începea să se stingă și detectivul simțea cum îi revine acea strângere de inimă. Nu știu dacă s-a gândit neapărat la asta, colege Elia, judecând după ordinele pe care mi le-a dat, aș crede că voia să ți se repartizeze un colaborator care să-ți cunoască lumea și implicit particularitățile. Particularitățile se încruntă Bailey simțindu-se ofensat. Îi displăcea cuvântul folosit cu referire la el. Așa că, de exemplu, am putut aranja chestia cu tubul pneumatic. Îți cunosc bine aversiunea față de aspirațiile deschise, urmarea faptului că te-ai născut și ai crescut în orașele de pe pământ. Poate că tocmai efectul acestei cuvânt, particularități și sentimentul că trebuia să riposteze sau dacă nu o va face să piardă în fața unei mașini, îl împinseră pe Bailey să schimbe brusc subiectul. Poate era doar faptul că experiența vieții îl învățase să nu lase nerezolvată nicio contradicție logică, spuse deci. Era un robot care se ocupa de mine în navă, un robot cu o urmă de maliție în glas, care arăta ca un robot, îl știi? Am vorbit cu el înainte de a urca aici, care este indicativul lui? Cum îl pot chema? RX 2475 Pe solaria de regulă se folosesc numai indicative numerice pentru roboți. Ochii calmi ai lui Daniel se îndreptară spre panoul de comandă de lângă ușă. Ca să-l chemi, apasă pe butonul de colo. Bailey se uită și el la panou și, întrucât butonul indicat de Daniel era marcat RX, identificarea lui nu era deloc complicată. Detectivul apăsă pe buton și în mai puțin de un minut robotul, cel care arăta ca un robot, intră în cabină. Tu ești RX2475," spuse Bailey. Da, domnule." Mi-ai spus mai înainte că va veni cineva ca să mă scoată din navă." Era vorba de el și arătă spre Denil. Privirile celor doi roboți se întâlniră. RX2475 spuse Documentele pe care le are îl identifică drept cel ce urma să vină să vă ia." Ți s-a mai comunicat și altceva despre el în afară de existența acestor documente? Ți-a fost descris cumva? Nu, domnule, mi s-a comunicat totuși numele lui. Cine ți l-a comunicat? Capitanul navei. Care este solarian? Da, domnule. Bailey își trecu limba peste buze. Întrebarea următoare avea să fie decisivă. Ce nume ți s-a spus că va avea persoana așteptată? Daniel Olivau, domnule, Răspunse RX-2475 Bine băiete, poți pleca acum Urmă o plecăciune în stil robotic și o întoarcere bruscă de 180 de grade După care RX-2475 ieși Bailey se întoarse spre colaboratorul său și remarcă gânditor Nu mi-ai spus tot adevărul, denil. Cum adică, colege Eliah? Stând de vorba din aur, mi-am amintit ceva ciudat când m-a informat că va veni cineva să mă ia de aici, RX-2475 a spus că voi fi condus de un om. Îmi amintesc aceasta perfect. Daniel asculta atent, dar nu răspunse. Bailey continua. Am crezut că poate robotul greșise. Am crezut de asemenea că poate la început trebuia să vină să mă ia un om și că ulterior a fost înlocuit cu tine fără ca RX-2475 să fie informat de schimbare. Ai văzut însă că am verificat asta. I s-au comunicat datele din documentele tale ca și numele tău. Dar nu chiar întregul nume, nu-i așa, Denil? Într-adevăr, nu i s-a spus tot numele meu, confirmă Daniel. Numele tău nu este Denil Olio, ci R. Daniel Oliou, nu-i așa? Sau mai precis, robot Daniel Olio. Perfect adevărat, colege Eliah. De unde rezultă că RX-2475 n-a fost informat că tu ești tot un robot? A fost lăsat să creadă că ești om. Aspectul tău omenesc a permis un asemenea truc. Raționamentul tău e fără cusur. Să mergem mai departe, deci. Bailey începea să simtă o bucurie sălbatică. Prinsese o urmă. Putea să nu fie mare lucru, dar acesta era soiul de investigație la care se pricepea el bine. Atât de bine, încât fusese chemat la asemenea distanță prin spațiu, tocmai ca să o întreprindă. Continua. Și oare de ce este nevoie să fie înșelat un biet robot? Ce-i pasă lui dacă tu ești om sau robot? În orice caz, trebuie să execute ordinele primite." Concluzia logică ar fi că nici capitanul solarian care l-a informat pe robot și nici autoritățile solariene care l-au informat pe capitan nu știau că ești robot. Așadar, iată o concluzie logică, dar poate nu singura. E corectă? Cred că da. Bun, am nimerit-o. De ce însă așa? Propunându-le solarienilor să lucrez cu mine, doctorul Han Fastolf i-a lăsat să creadă că ești om. Nu e acesta un lucru periculos? Dacă află adevărul, solarianii s-ar putea supăra rău. Atunci de ce? Iată ce explicații mi s-au dat mie colege, Eliah, răspunse robotul umanoid. Colaborând cu un om din lumile exterioare, te-ai ridica în ochii solarienilor, pe când o colaborare cu un robot ar avea rezultate contrare. Cum eu te cunoșteam bine și puteam deci lucra împreună în bune condiții, s-a socotit convenabil ca solarienii să mă accepte drept om, fără a fi efectiv înșelați printr-o afirmație directă în acest sens. Bailey nu credea. Era un gen de solicitudine pentru sentimentele pământenilor care nu îi se potrivea unui spațian, nici chiar unuia atât de luminat cum era doctorul Fastolf. Se gândea atunci la o altă soluție și spuse Nu sunt oare solarienii renumiți printre lumile exterioare pentru producția de roboți? Mă bucur, răspunse Denil, că ai fost informat despre economia solariei. Nu mi s-a spus o vorbă, cred că știu doar cum se scrie numele Solaria și atât. Nu înțeleg atunci, colege Eliah, ce te-a făcut să pui această întrebare, dar oricum este foarte oportună. Ai ghicit? Stocul meu de informații conține faptul că dintre cele 50 de lumi exterioare, Solaria este într-adevăr cea mai renumită pentru varietatea și buna calitate a modelelor de roboți pe care le produce. Exportă roboți specializați în toate celelalte lumi exterioare. Bailey dădu din cap cu o satisfacție neîndurătoare. Firește! Daniel nu putea urmări un salt mental intuitiv care pornea de la o slăbiciune omenească. Și nici Bailey nu se simțea obligat să-i explice raționamentul. Dacă Solaria era o asemenea forță în producția de roboți, doctorul Han, Fastolf și colegii săi puteau avea motive pur personale și umane de a-și prezenta propria lor realizare în materie de roboți, ceea ce n-avea nimic de a face cu sentimentele sau securitatea unui pământean. Astfel, și-ar demonstra propria superioritate, lăsându-i pe specialiștii solarieni să se înșele luând drept om un robot produs în aurora. Bailey se simțea mult mai bine acum. Curios lucru, toate raționamentele, toată forța intelectuală de care dispunea, nu reușiseră să îi îndepărteze sentimentul de panică, dar o neînsemnată măgulire a propriei vanități făcuse imediat aceasta. Și, în plus, îl satisfăcea faptul că și spațienii erau vanitoși. Dumnezeule, își spuse detectivul. Toți suntem oameni, chiar și spațienii, apoi zise cu voce tare, aproape glumeț. Dar cât trebuie să mai așteptăm acel vehicul? Eu sunt gata. Se părea că tubul pneumatic nu era chiar potrivit pentru utilizarea cei se dădea acum. Omul și umanoidul ieșiră din navă pășind drept pe o plasă flexibilă care se lăsa sub greutatea lor. În spațiu își imagina vag Bailey... Oamenii care trec imponderabili dintr-o navă în alta pot pluti ușor pe toată lungimea tubului, împinși de un salt inițial. La celălalt capăt, tubul se strâmta, diform, de parcă fusese comprimat de o mână uriașă. Danil, care avea o lanternă, se lăsă pe brânci, iar Bailey îi urma exemplul. Parcurseră astfel ultimii câțiva metri, ajungând în sfârșit în ceea ce evident era un vehicul de suprafață. Danil închise cu grijă ușa prin care intraseră se auzi un pocnet puternic, probabil desprinderea tubului pneumatic. Bailey privi curios în jur. Vehiculul nu conținea nimic prea neobișnuit. Avea două banchete de tandem, fiecare de trei locuri. La capetele banchetelor existau niște uși. Panourile lucioase, care ar fi putut fi ferestre, erau negre și opace, fără îndoială, în urma unei polarizări adecvate. Aceasta nu constituia un lucru nou pentru Bailey. Interiorul era luminat de două lămpi rotunde situate în plafon și, pe scurt, singurul lucru ce i părut ciudat lui Bailey era emițătorul plasat în peretele despărțitor din fața primei banchete și, desigur, faptul că nu se vedea niciun panou de comandă. Presupun că cel care conduce vehiculul se află dincolo de acest perete, observă Bailey. Exact colege Eliah," răspunse Daniel. Și iată cum îi putem da dispoziții. Se aplecă puțin și apăsă pe un comutator basculant, făcând astfel să se aprindă o lumină roșie intermitentă, după care spuse cu voce domoală. Poți porni acum, suntem gata. Un ușor huruit care înceta aproape imediat, o ușoară și scurtă apăsare pe speteaza banchizei și apoi nimic. Am și pornit? Întrebă detectivul surprins. Da, vehiculul nu se deplasează pe roți, ci alunecă pe un câmp de forță diamagnetic, așa că nu simți decât accelerația și decelerația. Dar la curbe? Vehiculul se înclină automat pentru compensare. Își menține de asemenea echilibrul când urcă sau coboară o pantă. Trebuie să aibă niște comenzi complicate, comentă Bailey sec. Complet automatizate. Conducătorul e un robot. Hm. Bailey aflase cam tot ce-l interesa despre vehicul. Adăugă, și cât va ține drumul? Aproximativ o oră. Am fi ajuns mai repede cu o aeronavă, dar doream să-ți pun la dispoziție un interior închis, iar aeronavele de pe Solaria nu se pot închide atât de complet ca un asemenea vehicul de suprafață. Bailey se simțea agasat de solicitudinea robotului. Parcă ar fi fost un copilaș dat în grija unei bone. Și ciudat lucru, îl mai iritau și frazele folosite de Daniel. Avea impresia că asemenea fraze inutil de formale îl putea ușor da de gol ca fiind robot. O clipă detectivul îl fixă curios pe R. Daniel Oliwow. Robotul, uitându-se drept înainte, stătea nemișcat și indiferent sub privirea omului. Pielea lui avea o textură perfectă, firele de păr din cap și de pe corp fuseseră lucrate și implantate cu dragoste și migală. Mișcările mușchilor sub piele erau foarte realiste. În construcția lui nu se precupețise niciun efort, oricât de costisitor. Și totuși Bailey știa din experiența personală că membrele și pieptul robotului se puteau desface de-a lungul unor lipituri invizibile pentru efectuarea reparațiilor. Știa că sub acea piele realist executată ar fi găsit metal și silicon. Știa că în cutia craniană se află un creier pozitronic foarte perfecționat, dar totuși pozitronic. Știa că gândurile lui Daniel erau doar niște curenți pozitronici de scurtă durată trecând prin circuite strict proiectate și predeterminate de fabricant. Dar oare ce indicii ar fi putut răda toate acestea ochiului unui expert neavizat? Ușoara artificialitate a vorbirii lui Daniel, lipsa de emotivitate ce îl caracteriza permanent, însă și perfecțiunea umanității sale? Își pierdea însă timpul cu asemenea gânduri. Să continuăm, Daniel. Presupun că înainte de a veni aici, ci s-au dat informații despre Solaria. Mi s-au dat colege Eliah. Bun, ai fost mai norocos decât mine. Cât de mare e această lume?" Are 9.500 mile în diametru. Este cea mai în afară situată dintr-o serie de trei planete și e singura populată. Sub raportul climei și atmosferei se aseamănă cu pământul. Are o proporție mai mare de terenuri fertile. Resursele minerale utile sunt mai mici, dar firește mai puțin exploatate. Solaria este o lume autarhică și poate menține cu ajutorul exportului de roboți un înalt nivel de trai. Ce populație are? 20.000 colege Elieh. Bailey înregistră mental cifra, apoi întrebă cu îngăduință. Adică 20 de milioane, nu? Vagile sale cunoștințe despre lumile exterioare îi permiteau să creadă că, deși acestea erau subpopulate în comparație cu Pământul, totuși locuitorii lor se numărau cu milioanele. 20 de mii, colege Eliah, repetă robotul. Vrei să spui că această planetă este de curând colonizată? Niște cum este independentă de aproape două secole, iar colonizarea a început cu peste un secol mai înainte. Populația este intenționat menținută la 20 de mii, număr socotit optim chiar de solarieni. Ce suprafață din planetă ocupă? Toate regiunile fertile, adică în mile pătrate, 30 de milioane, inclusiv zonele marginale. Pentru numai 20 de mii de oameni? Mai sunt și vreo 200 de milioane de roboți pozitronici pentru diverse munci, colege Eliah. Dumnezeule, asta înseamnă, înseamnă 10.000 de roboți pentru un om. În acest sens, au pe departe cea mai ridicată proporție dintre toate lumile exterioare. Următoarea, Aurora, are numai 50 de roboți pe cap de locuitori. Dar la cele trebuie atâția roboți? Ce fac cu toate aceste alimente? Alimentele ocupă un loc destul de neînsemnat. Mai importante sunt minele, iar și mai importantă e producția de energie. Gândindu-se la toți acești roboți, Bailey simți o ușoară amețeală. 200 de milioane, iar printre ei atât de puțini oameni. Toate locurile trebuie să fie înțesate cu roboți. Un observator din afară ar crede că Solaria e o lume a roboților scăpând din vedere rara populație omenească. Simți deodată nevoia să vadă își amintea de conversația cu minim și de prognoza sociologilor cu privire la primejdia în care s-ar afla pământul. Părea un lucru îndepărtat, cam ireal, dar și-l amintea. Pericolele și greutățile pe care le înfruntase de la plecare estompaseră amintirea vocii lui minim care emitea enormități, folosind cuvinte calme și precise, dar nu șterseseră cu totul. Bailey era prea obișnuit cu datoria ca să-și permită să fie împiedicat în exercițiul ei chiar și de efectul covârșitor al spațiului deschis. Date extrase din cuvintele vreunui spațian sau chiar ale vreunui robot spațian erau deja disponibile pentru sociologii de pe pământ. Ceea ce le lipsea era observația directă, iar această treabă, oricât de neplăcută ar fi fost, îi revenea lui să o facă. Detectivul examină porțiunea superioară a vehiculului. E decapotabil, de nil. Iartă-mă, colege Eliah, dar nu înțeleg ce vrei să spui. Se poate da deoparte plafonul? Vehiculul se poate deschide spre cer? Era cât pe ce să spună cu din obișnuință. Da, se poate. Atunci să facem treaba asta, Denil, aș vrea să mă uit puțin. Robotul răspunse grav. Regret, dar nu pot permite așa ceva. Bailey rămase uimit, apoi exclamă. Uite ce R, Denil, subliniind acel R. Să mă exprim altfel. Îți ordon să deschizi plafonul. Creatura era un robot, fie chiar umanoid, astfel că trebuia să execute ordinele. Denil nu se clinti, spuse însă. Trebuie să-ți explic că prima mea grijă este să te feresc de pericole. Îmi este perfect clar, pe baza instrucțiunilor primite și pe baza propriei mele experiențe, că ți-ar face rău să te afli într-un spațiu liber și gol. Așadar, nu-ți pot permite să te expui la asemenea efecte. Detectivul își simți obrajii îmbujorându-se și în același timp își dădu seama de totala inutilitate a mâniei. Creatura era un robot, iar Bailey cunoștea bine prima lege a roboticii. Un robot nu poate să facă vreun rău unei ființe umane sau, prin inacțiune, să permită să se facă vreun rău unei ființe umane. Orice alt program inclus în creierul pozitronic al robotului, al tuturor roboților din galaxie, trebuia să acorde întâietatea acestui principiu fundamental. Desigur, roboții trebuie să execute ordinele, dar cu o singură rezervă extrem de importantă. Executarea ordinelor era a doua lege a roboticii. Un robot trebuie să execute ordinele primite de la o ființă umană, afară de cazul în care aceste ordine ar contraveni primei legi. Bailey se strădui să vorbească liniștit și convingător. Cred că pot face față câteva clipe de Nu sunt de aceeași părere, colege Eliah. Lasă-mă să apreciez eu asta, Denil. Dacă e un ordin, colege Eliah, nu-l pot executa. Bailey se lăsă din nou pe tapizeria moale a banchetei. Firește nu putea uza de forță împotriva robotului. Puterea lui Denil, exercitată din plin, era însutit mai mare decât a unui om. Robotul s-ar dovedi perfect capabil să-l rețină pe Bailey fără să-i facă niciun rău. Detectivul era înarmat. Putea să-l amenințe pe Denil cu dezagregatorul, dar după un sentiment efemer de autoritate, acest gest n-ar putea duce decât la o și mai mare dezamăgire. N-are rost să amenințe un robot cu distrugerea. Autoconservarea era de-abia a treia lege a roboticii. Un robot trebuie să-și conserve propria existență în măsura în care această conservare nu contravine primei sau celei de-a doua legi. Pe Daniel nu l-ar intimida perspectiva distrugerii dacă alternativa ar fi încălcarea primei legi, iar Bailey nu dorea să-l distrugă pe denil, categoric nu. Și totuși voia să se uite afară. Gândul începea să-l obsedeze. Nu putea permite să continue această relație bună copilaș. O clipă se gândise să-și îndrepte dezagregatorul spre propria ei tâmplă. Decapotează vehiculul sau mă omor să contracareze o aplicare a primei legi printr-o alta mai urgentă și mai importantă. Știa însă că nu va face. Ar fi fost un gest cu totul lipsit de demnitate. Îi displăcea chiar și imaginea evocată de acest gând. Spuse cu oboseală în glas. Vrei să-l întreb pe șofer câte mile mai avem până la destinație? Desigur, colege Eliach. Daniel se aplecă și apăsă comutatorul basculant. Imediat însă Bailey se aplecă și el strigând, șofer, decapotează vehiculul. Și mâna omului se întinse repede spre comutator și îl închise rămânând apoi strâns lipit deasupra lui. Gâfâind ușor, Bailey îl fixă pe Daniel. O clipă, robotul rămase nemișcat de parcă circuitele sale pozitronice ar fi fost temporar scoase din funcțiune de efortul de a se adapta la noua situație. Această clipă trecu însă repede și mâna lui Daniel început să se miște. Bailey anticipase gestul. Daniel va lua mâna omului de pe comutator, ușor, fără să-l rănească, va deschide comutatorul și va contramanda ordinul dat. nu poți lua mâna de acolo fără să-mi o rănești. Te previn, va trebui probabil să-mi fracturezi degetele." Nu era adevărat. Bailey știa asta. Dar mișcarea lui Daniel încetă. Vătămare contra vătămare creierul pozitronic trebuia să cântărească probabilitățile și să le traducă în potențiale contrare, ceea ce însemna puțină ezitare. E prea târziu!" exclamă Bailey. Câștigase. Capota se retrăgea, iar în vehicul, deschis acum, pătrundea lumina albă, orbitoare, a soarelui solarian. Sub impulsul inițial al terorii, Bailey vrut să-și închidă ochii, dar se împotrivi acestei porniri înfruntă enorma întindere de verde și albastru ce acoperea suprafețe incredibil de mari. Simțea năvala nedomolită a aerului, lovindu-i fața, dar nu reușea să prindă niciun fel de detaliu. Depășiră în goană ceva mișcător. Putea fi un robot sau un animal sau un obiect învăluit într-o trombă de aer, nu-și dădea seama. Vehiculul trecuse pe lângă el prea repede. Albastru, verde, aer, zgomot, mișcare, și abătându-se asupra tuturor cu furie, implacabilă, înspăimântătoare, lumina albă emisă de un glob de pe cer. O fracțiune de secundă, Bailey, cu capul dat pe spate, privi direct la soarele solarian. Se uită la el, neprotejat de sticla difuzantă a cupolelor înalte ce împiedicau lumina solară să cadă direct asupra orașelor. Se uită la soarele gol. Deodată simți mâinile lui Daniel, lăsându-i-se pe umeri. În acea clipă ireală, amețitoare, mintea îi fu năpădită de gânduri. Trebuia să vadă, trebuia să vadă tot ce se putea. Iar Daniel era probabil acolo pentru a-l împiedica. Neîndoielnic însă, robotul nu va îndrăzni să uzeze de violență contra unui om. Acest gând era predominant. Daniel nu putea să-l împiedice cu forța și totuși Bailey simți mâinile robotului apăsându-i umerii ridică brațele pentru a da deoparte acele mâini fără carne și își pierdu cunoștința. 3. Se află numele victimei Bailey se găsea din nou în siguranță sub capota vehiculului. Fața lui Daniel îi juca în fața ochilor, împestrițată cu pete negre care deveneau roșii când clipea. Ce s-a întâmplat?" întrebă detectivul. Îmi pare rău, răspunse denil, că ai suferit o vătămare în ciuda prezenței mele. Razele directe ale soarelui sunt dăunătoare pentru ochiul omenesc, dar cred că leziunea rezultată din această scurtă expunere nu va fi permanentă. Când te-ai uitat la soare, am fost nevoit să te împingă în jos și ți-ai pierdut cunoștința. Bailey făcu o grimasă. Nu se lămurise încă dacă leșinase din cauza fricii sau din cauza unei lovituri. Își pipăi falca și capul, dar nu simți nicio durere. Se reținut să pună o întrebare directă. Într-un fel, nici nu dorea să afle. N-a fost prea rău, observă el. După reacțiile pe care le a avut colege Eliach aș spune că a fost o experiență neplăcută. Ba deloc, ripostă Bailey cu încăpățânare. Petele din fața ochilor începeau să se șteargă și nu mai dansau atât de violent. Regret doar că n-am putut vedea mai mult. Vehiculul mergea prea repede. Am trecut oare pe lângă un robot? Pe lângă mai mulți traversăm domeniul Kingbeld, pe care se cultivă pomi fructiferi. Va trebui să mai încerc o dată. Nu se poate în prezența mea, răspunse Daniel. Între timp am făcut ceea ce mi-ai cerut. Ceea ce ți-am cerut? Îți amintești, colege Elia că înainte de a ordona șoferului să retragă capota, Am spusese și să-l întreb câte mile mai avem până la destinație. Mai avem 10 mile și vom ajunge în circa 6 minute. Soarele gol. Pista 3 Bailey se simțea îndemnat să-l întrebe pe Daniel dacă îl supăra faptul că fusese păcălit, chiar și numai pentru a-i vedea fața perfectă strâmbându-se, dar se abținu. Firește, Daniel ar răspunde pur și simplu negativ, fără ranchiună sau supărare. Ar rămâne așezat la fel de calm și serios, netulburat și impasibil. Se mulțumi să spună liniștit. Și totuși, Daniel, știi prea bine că va trebui să mă obișnuiesc. Robotul își privi colaboratorul uman. La ce te referi? Dumnezeule, la exterior, căci doar așa e pe toată planeta asta. Nu va fi nevoie să înfrunți exteriorul, răspunse Daniel. Și apoi, ca și cum ar fi socotit subiectul o închis, adăugă. Încetinim, colege Eliah. Cred că am ajuns. Acum va trebui să așteptăm conectarea unui alt tub pneumatic până la locuința ce ne va servi drept bază de operații. Nu e nevoie de niciun tub pneumatic, Denil. Dacă trebuie să lucrez în exterior, n-are rost să mai prelungim treaba asta. Dar nu va fi nevoie să lucrezi în exterior, colege Eliah. Robotul dădu să mai spună ceva, dar Bailey îi impuse tăcerea cu o mișcare energică a mâinii. În clipa aceea n-avea chef de încurajările amabile ale lui Daniel, de remarci liniștitoare, de asigurări că totul va fi în ordine și că el, Bailey, se află pe mâini bune. Ceea ce dorea, într-adevăr, era convingerea sa personală că se putea descurca singur și că își va îndeplini misiunea. Senzațiile prilejuite de exterior fusese greu de suportat. Se prea putea ca atunci când va fi nevoie să lipsească tăria de a îndrăzni să le înfrunte iar cu riscul de a-și pierde respectul de sine și probabil de a periclita situația pământului. Și toate astea din cauza unui pic de aer liber. Fața îi se îndrăgi la acest gând fugar, Ba, va înfrunta și aerul, și soarele, și spațiile libere. Eliach Bailey se simțea ca un locuitor al unuia din orașele mai mici, Helsinki de pildă, aflat în vizită la New York și numărând copleșit nivelurile. Își imaginase locuința ca un fel de apartament, dar era ceva cu totul diferit. Trecea dintr-o cameră în alta și nu se mai sfârșeau. Ferestrele panoramice erau acoperite cu grijă, ne lăsând înăuntru nicio rază incomodă de soare. Luminile se aprindeau fără zgomot din surse nevăzute, la intrarea lor într-o cameră și se stingeau la fel de discret la ieșire. Ce multe camere!" exclamă Bailey uimit. Ce multe! E ca un mic orășel, Daniel!" Așa s-ar părea colege Eliah, convenit Daniel cu indiferență. Era un lucru ciudat pentru pământean. De ce trebuia să se înghesuie cu atâția spațieni în aceeași locuință? Câte persoane vor locui aici cu mine?" Eu," Firește, răspunse Denil, și un număr de roboți. Un număr de alți roboți ar fi trebuit să spună, se gândi Bailey. Și din nou îi păru evident că Denil avea intenția de a juca rolul unui om chiar și față de Bailey, care îi cunoștea atât de bine adevărul. Dar imediat acest gând se șterse izgonit din mintea lui de altul mai imperios. Roboți? exclamă detectivul. Dar câți oameni? Niciunul colege Elia tocmai intraseră într-o cameră înțesată până la plafon cu role de film. În trei colțuri ale camerei se aflau ecrane verticale cu diagonala de 60 de centimetri, în al patrulea era un ecran pentru filme de animație. Bailey privi în jur stingerit. I-au dat pe toți afară de aici ca să mă lase pe mine să mă lăfăiesc în mauzoleul ăsta? Dar clădirea ți-e rezervată numai ție, o locuință ca aceasta pentru o singură persoană este un lucru obișnuit în Solaria. Toată lumea locuiește astfel. Toată lumea. Pentru ce au nevoie de atâtea camere? De regulă, fiecare cameră este destinată pentru un anumit scop. Aceasta este biblioteca. Mai există o cameră de muzică, o sală de gimnastică, o bucătărie, o sufragerie, un atelier mecanic, diverse încăperi pentru repararea și testarea roboților, două dormitoare. Stop! de unde știi toate astea? Fac parte din bagajul de informații care mi s-a pus la dispoziție înainte de a pleca din Aurora, răspunse Deini liniștit. Dumnezeule, și cine are grijă de aceste camere? Întrebă detectivul făcând un gest larg cu mâna. Există mai mulți roboți menajeri care ți-au fost repartizați și se vor îngriji să ai tot confortul necesar. Dar n-am nevoie de toate astea, exclamă Bailey. Simțea nevoia să se așeze și să nu mai facă nicio mișcare. Nu mai voia să vadă nicio altă încăpere. Putem rămâne într-o singură cameră, dacă dorești, colege Elia. Încă de la început s-a luat în considerare și o asemenea eventualitate. Totuși, avându-se în vedere obiceiurile solariene, s-a considerat preferabil să se construiască această casă. Să se construiască? exclamă Bailey făcând ochii mari. Vrei să spui că au construit-o pentru mine?" Toate astea special pentru mine? O economie complet robotizată. Da, știu ce ai de gând să-mi răspunzi. Și ce vor face cu ea la sfârșit? Cred că o vor demola. Bailey își strânse buzele. Desigur, o vor demola. Construiesc o clădire impunătoare pentru uzul personal al unui singur pământean, și apoi distrug tot ce a atins acesta. Sterilizează solul pe care s-a aflat clădirea. Fumizează aerul respirat de pământean. Oricât de puternici ar părea spațienii, au și ei temerile lor ridicole. Daniel părea că îi citește gândurile sau cel puțin că îi interpretează expresia feței. Am impresia că țin chipui colege Eliah că vor distruge clădirea pentru a se feri de contagiune. Dacă așa stau lucrurile, te sfătuiesc să nu-ți faci griji din cauza asta. Teama de boală a spațienilor nu este nici de cum atât de exagerată. Pur și simplu, efortul cerut de construcția casei le pare foarte mic. După cum nici demolarea ei nu înseamnă cine știe ce în ochii lor. Iar după lege, colege Elia, casa nu poate rămâne aici. Se află pe domeniul lui Hannes Graer și pe fiecare domeniu nu poate exista legal decât o singură locuință, cea a proprietarului. Aceasta a fost construită în baza unei dispense speciale pentru un scop bine precizat și anume ca să ne adăpostească pe noi o anumită perioadă de timp până la încheierea misiunii noastre. Și cine e acest Hannis Grayer? Întrebă Bailey. Șeful serviciului de securitate solarian. Urmează să-l întâlnim după sosire. Urmează? Dumnezeule, Daniel, când voi începe și eu să aflu unele lucruri? Mă simt ca într-un vid și nu-mi place. Mai că m-aș întoarce pe pământ, mai că. Simți că se enervează și se opri brusc. Daniel nici nu se clintise. Aștepta doar prilejul ca să vorbească. Îmi pare rău că ești iritat. Cunoștințele mele generale despre Solaria par să le depășească pe ale tale. Dar despre crimă știu tot atât cât știi și tu. Agentul Graer ne va da informațiile necesare. Așa a decis guvernul solarian. Ei bine, atunci să mergem la Graer. E mult de mers până acolo? Bailey se crispă la gândul altor deplasări și început din nou să simtă acea strângere de inimă. Nu e nevoie să mergem, colegi Eliah. Agentul Graer ne așteaptă în camera de convorbiri. Există deci o cameră de convorbiri? Murmură Bailey cu o strâmbătură. Apoi mai tare. Ne așteaptă acum? Cred că da. Hai la el atunci, Daniel. Hannes Graer era pleșuv de-a binelea. N-avea nici măcar o coroniță de păr pe laturile capului. Era complet chel. Bailey înghiți în sec și încercă politicos să nu se uite la capul lui Graer, dar nu reuși. Pe pământ spațienii erau acceptați așa cum ei înșiși înțelegeau să se prezinte. Spațienii erau stăpânii necontestați ai galaxiei. Erau înalți, cu pielea și părul având reflexe de bronz, frumoși, masivi, imperturbabil, aristocratici. Pe scurt arătau exact ca Er Daniel Olio, posedând în plus și elementul uman. Iar cei trimiși pe pământ adesea chiar așa se și înfățișau. Poate că erau special aleși în acest scop. Dar iată aici un spațian care, după aspect, putea fi socotit pământean. Era chel și mai avea și nasul strâmb. Nu prea mult, desigur, dar la un spațian orice asimetrie era demnă de remarcat. Bună ziua, spuse Bailey. Îmi pare rău dacă v-am făcut să ne așteptați. Politețea nu strică niciodată. Doar va trebui să lucreze cu acești oameni. O clipă a avut impulsul de a traversa camera, cei caragios de mare, ca să întindă mâna lui Graer, se reținu însă imediat. Unui spațian nu i-ar face plăcere un asemenea salut. O mână plină de microbi de pe pământ. Graer ședea cu o mină gravă cât mai departe cu putință de Bailey, cu mâinile în niște mâneci lungi și probabil cu filtre în nări, deși Bailey nu le putea vedea. Detectivului se păru chiar că Graer se uită dezaprobator la Daniel de parcă ar spune Ce spațian ciudat să stea atât de aproape de un pământean!" ceea ce ar însemna că Graer nu cunoștea adevărul. Apoi Bailey observă deodată că Daniel stătea la oarecare distanță mai departe decât de obicei. Firește, dacă s-ar apropia prea mult, Graer ar putea bănui ceva. Daniel era hotărât să treacă drept om. Graer început să vorbească pe un ton plăcut, prietenos, dar privirile îi se tot abăteau spre Daniel. Nu aștept de mult. Bun venit pe Solaria, domnilor. V-ați instalat confortabil?" Da, răspunse Bailey, foarte confortabil. Se întrebă dacă nu cumva protocolul cerea ca Deinil, ca spațian, să vorbească în numele amândurora, dar respinse această idee cu indignare. Dumnezeule, doar pe el, Bailey, îl ceruseră pentru anchetă, iar Deinil fusese cooptat pe urmă. În aceste împrejurări, detectivul n-ar fi admis să fie vioara a doua nici măcar pe lângă un spațian autentic. Cu un robot, chiar și cu unul ca Deinil, problema nici nu se mai punea dar Daniel nu încercă să treacă înaintea lui Bailey și nici Graer nu părea surprins sau nemulțumit de aceasta. Ba chiar își concentră imediat atenția asupra pământeanului, părând că uită de Daniel. Nu ți s-a comunicat nimic, detectiv Bailey, în legătură cu clima pentru care au fost solicitate serviciile dumitale. Am închipui că ești foarte curios să afli despre ce este vorba. Graer își mișcă brațele astfel încât își scoase mâinile din mâneci și și le încrucișă în poală. Dar luați loc, domnilor! Cei doi se așezară, iar Bailey spuse, da, suntem curioși. Detectivul observă că Graer n-avea mâinile protejate de mănuși. Intenționat am procedat astfel, detectiv Bailey, continua acesta. Voiam să ajunge aici pregătit pentru a aborda problema cu o minte neinfluențată. N-avem nevoie de idei preconcepute. Vei primi în curând un raport complet asupra amănuntelor crimei și asupra cercetărilor pe care le-am putut întreprinde. Mă tem, detectiv Bailey, că aceste cercetări îți vor părea ridicol de incomplete în raport cu experiența dumitale. N-avem poliție pe Solaria. Deloc? întrebă Bailey. Graer surâse și ridică din umeri. N-avem delicte, înțelegi? Populația noastră este puțin numeroasă și foarte rară. Nu se ivesc ocazii pentru delingvență și ca atare n-avem nevoie nici de poliție. Înțeleg și totuși acum aveți un delict. Adevărat, dar e primul act de violență comis în două secole. Din păcate însă văd că începeți chiar cu un omor. Din păcate așa e. Și mai regretabil încă este faptul că victima era un om a cărui moarte constituie o mare pierdere. O victimă foarte nepotrivită iar împrejurările în care a fost comisă crima sunt deosebit de brutale. Presupun că ucigașul este total necunoscut, observă Bailey. Altfel de ce ar mai fi adus un detectiv de pe pământ? Grayer păru foarte stingerit. Se uită pieziș la Daniel care ședea nemișcat, o mașinărie tăcută, avidă de informații. Bailey știa că robotul putea reproduce integral oricând în viitor orice conversație auzită. Era un magnetofon care umbla și vorbea ca un om. Oare și Graer știa aceasta? Oricum se uitase la Deinil cu un fel de privire furișă. Nu, n-aș putea spune că e total necunoscut. De fapt, există o singură persoană care ar fi putut comite omorul. Nu cumva vreți să spuneți că există o singură persoană care ar fi putut probabil comite omorul? Lui Bailey nu-i plăceau afirmațiile categorice După cum nu-i plăceau nici detectivii de fotoliu Care folosind logica Ajungeau prea repede la certitudini Graier însă clătină din capui pleșuv Nu, o singură persoană Nu poate fi altcineva Absolut imposibil Absolut? Te asigur Atunci lucrurile sunt clare Din potrivă există o problemă Nici persoana în cauză nu putea comite crima Atunci n-a comis-o nimeni Conchise Bailey calm și totuși a fost comisă. Rikein Delmar e mort. Asta e ceva, se gândi Bailey. Dumnezeule, asta e ceva, am numele victimei. Își scoase carnețelul și notă numele cu solemnitate, parte din dorința malițioasă de a arăta că în fine obținuse un element faptic și parte pentru a nu lăsa să se vadă prea clar că avea lângă el o mașină de înregistrat care făcea inutile orice însemnări. Cum se scrie numele victimei? Grayer îi spuse. Ce profesie avea? Fetolog. Bailey notă cuvântul așa cum îl auzise fără a insista. Și cine ar putea să-mi facă o relatare personală asupra împrejurărilor în care a fost comisă crima? Fără intermediar, dacă se poate. Grayer suruse sardonic și din nou aruncă o privire spre Daniel. Soția lui, detectiv Bailey. Soția lui? Da, se numește Gladia. Graier îi pronunță numele în trei silabe cu accentul pe cea din mijloc. Copii? întrebă Bailey cu ochii ațintiți asupra carnețelului. Ne niciun răspuns, își ridică privirea și repetă. Copii, au? Graier însă își pungise gura de parcă ar fi gustat ceva acru, părea scârbit, în cele din urmă răspunse. Habar n-am. Poftim? întrebă Bailey. Graier se grăbi să adauge. Oricum, cred că e mai bine să amânăm începerea cercetărilor pe mâine. Știu că ai avut o călătorie dificilă, domnule Bailey, că ești obosit și că probabil ți-e foame. Bailey, gata să răspundă negativ, constată brusc că gândul mâncării îi era deosebit de plăcut în acel moment. Întrebă, n vrea să luați masa cu noi? De altfel, nu și închipuia că Graier va accepta o asemenea invitație și totuși ajunsese să-i spună domnule Bailey în loc de detectiv Bailey, ceea ce era desigur ceva. Așa cum se așteptase, Graier refuză. Îmi este imposibil din cauza unei întâlniri de serviciu, va trebui să plec, regret. Bailey se ridică. Politețea ar fi cerut să-l conducă pe Graier până la ușă, dar pe de o parte n-avea niciun chef să se apropie de ușă și de exteriorul neprotejat, iar pe de alta nu prea știa unde se află ușa rămase șovăind în picioare. Graier zâmbi și dădu din cap. Ne vom revedea. Roboții dumitale cunosc combinația dacă vrei să vorbești cu mine. Și dispăru. Bailey scoase un strigăt de surpriză. Graier și scaunul pe care șezuse nu se mai aflau acolo. Peretele din spatele lui Graier și podeaua de sub picioarele lui își schimbaseră brusc înfățișarea. Daniel observă calm nu se găsea fizic în această cameră. Era doar o imagine tridimensională, credeam că știi. Doar aveți așa ceva și pe pământ. Nu chiar așa, murmură Bailey. Pe pământ o imagine tridimensională era încadrată într-un câmp de forță cubic care strălucea pe fundal. Iar imaginea însăși nu era decât o licărire slabă. Pe pământ n-ai putea confunda o imagine cu realitatea, pe când aici... Iată de ce n-avea graier mănuși și nu-i trebuiau nici filtre nazale. N-ai vrea să mâncăm acum, colege Eliah? întrebă Daniel. Cina se dovedi un calvar nebănuit. Apărură mai mulți roboți. Unul puse masă, altul a aduse mâncarea. Cât sunt în toată casa Daniel? întrebă Bailey. Vreo 50 colege Eliah. Vor rămâne aici în timp ce mâncăm? Unul se retrăsese într-un colț cu fața pe care ochii luceau sticlos întoarsă spre Bailey. Așa se obișnuiește, răspunse Daniel, să rămână unul pentru cazul când ar fi nevoie de el. Dacă nu vrei, îi poți ordona să plece. Bailey dădu din numeri. Lasă-l să stea. În condiții normale, Bailey ar fi găsit probabil acea hrană foarte gustoasă. Acum însă o mesteca mecanic. Observă întreacăt că Denil mânca și el cu un fel de eficiență calmă. Mai târziu firește va goli punga de plastic în care se depunea acum hrana mâncată de el. Între timp, Denil continua să-și joace rolul. E noapte afară, Denil. Da, răspunse robotul. Bailey se uită sumbru la pat. Era prea mare. Întregul dormitor era prea mare și n-avea pături sub care să te vârci numai cearceafuri. Cam subțire acoperământ totul se dovedea dificil. Trecuse deja prin grea încercare de a face duș într-o boxă aflată practic lângă dormitor. Era într-un fel o culme a luxului, dar pe de altă parte părea neigienică. Spuse deodată, Cum se stinge lumina?" Tăblia patului împrăștia o lumină difuză. Poate pentru a înlesni vizionarea unei cărți înainte de culcare, dar Bailey n-avea chef de așa ceva. Se stinge imediat ce te bagi în pat și te pregătești de culcare," Au grijă roboții, nu? E sarcina lor. Dumnezeule, dar ce fac solarienii cu propriile lor mâini? Mormăi Bailey. Mă mir că sub duș nu m-a frecat un robot pe spate. Fără urmă de umor, Daniel răspunse. Te-ar fi frecat dacă ai fi vrut. Cât despre solarieni, fac ceea ce le place. Niciun robot nu-și execută sarcina dacă îi se ordonă să nu o facă, afară de cazul când firește îndeplinirea ei este necesară pentru bunăstarea omului. Ei, noapte bună, Denil! Voi dormi în altă încăpere, colege Eliah. Dacă în timpul nopții ai nevoie de ceva, știu, au să vină roboții. Pe noptieră e un buton de comandă. E de ajuns să-l atingi. Voi veni și eu. Bailey nu putea să adoarmă. Se gândea mereu la casa în care se găsea, într-un echilibru precar, la marginea lumii, cu spațiul gol pândindu afară ca un monstru. Pe pământ, apartamentul său, plăcut, confortabil, înțesat de lume, se afla la adăpost sub nenumărate alte apartamente. Erau zeci de niveluri și mii de oameni între el și marginea pământului. Dar chiar și acolo, încercă să raționeze, se găseau oameni la ultimul nivel, adică imediat lângă exterior. Sigur că da, dar tocmai de aceea asemenea apartamente se închiriau ieftin. Se gândia apoi la Jessie, aflată acum la mii de ani lumină. Tare ar mai fi vrut să se dea jos din pat, să se îmbrace și să plece la ea. Gândurile începeau să îi se încețoșeze. Dacă ar exista un tunel, un tunel frumos și sigur, care să ajungă prin rocă și metal solid, din solaria până pe pământ, s-ar tot duce prin el. S-ar duce înapoi pe pământ, înapoi la Jessie, înapoi la confort și securitate. Securitate! Bailey deschise ochii. Cu brațele înțepenite se sprijini într-un cot, abia dându-și seama ce face. Securitate! Omul ăsta, Hannes Graer, era șeful securității solariene. Așa spusese Daniel. Dar ce însemna securitate? Dacă însemna același lucru ca și pe pământ și fără îndoială că asta însemna, acest Graer răspundea de apărarea solariei împotriva invaziilor din afară și subversiunii dinăuntru. De ce îl interesa pe graier căima? Oare pentru că pe solaria nu exista poliție și serviciul de securitate era astfel cel mai indicat pentru a se ocupa de un omor? Graier păruse degajat față de Bailey, dar aruncase de mai multe ori priviri furișe în direcția lui Daniel. Oare Graier îl suspecta pe Daniel? Bailey însuși fusese instruit să țină ochii bine deschiși și se prea putea ca și Dainil să fi primit ordine asemănătoare. Ar fi fost foarte natural ca Grayer să se gândească la unele posibilități de spionaj. Slujba sa îl obliga să aibă asemenea bănuieli ori de câte ori era cazul. Și nu de Bailey s-ar fi temut Grayer prea mult, de un pământean, reprezentantul celei mai puțin puternice lumi din galaxie. Denil însă venea din Aurora, cea mai veche, mai mare și mai puternică dintre lumile exterioare. Era cu totul altceva. Graer, își aminti detectivul, nu-i adresase niciun cuvânt lui Daniel. La urma urmelor, de ce oare trebuia Denil să joace atât de perfect rolul unui om? Explicația pe care și-o oferise Bailey mai înainte, anume că era o chestiune de vanitate a proiectanților aurorani, îi păru ridicolă. Acum devenea limpede că în spatele acestui joc se ascundea ceva mult mai serios. Un om se putea aștepta să se bucure de imunitate diplomatică, să fie tratat cu o anumită curtoazie și amabilitate. Un robot nu. Dar atunci, de ce n-a trimis Aurora un om adevărat? De ce să riște atât de mult cu o înșelătorie? Răspunsul îi venit pe dată lui Bailey. Un om adevărat de pe Aurora, un spațian autentic, n-ar fi fost dispus să colaboreze prea strâns sau prea mult timp cu un pământean. Dar dacă toate astea erau adevărate, de ce ar fi această crimă atât de importantă pentru solarieni încât să-i determine să permită venirea unui pământean și a unui auroran pe planeta lor? Bailey se simțea ca prins într-o cursă. Prins pe solaria de obligațiile misiunii sale. Prins de primejdia ce pândea pământul, prins într-un mediu pe care de-abia îl putea suporta, prins de o răspundere pe care nu o putea evita și peste toate acestea, prins cumva în mijlocul unui conflict spațian a cărei natură nu putea înțelege. 4. Se vizionează o femeie A dormit în sfârșit. De fapt, nu-și amintea când trecuse la starea de somn. Urmase un răstimp în care gândurile îi deveniseră mai dezordonate și apoi deodată văzuse tăblia patului strălucind, iar plafonul iluminat de o lumină răcoroasă de zi. Se uită la ceas. Trecuseră câteva ore. Roboții care se îngrijeau de casă hotărâseră că e timpul ca detectivul să se scoale și acționaseră în consecință. Se întrebă dacă și Deinil s-a trezit, dar se ziză îndată lipsa de logică acestui gând. Deinil nu putea dormi. Bailey se întrebă dacă robotul simulase oare ca doarme pentru a intra mai bine în rol se dezbrăcase și își pusese o pijama. Ca la comandă, Daniel intră în încăpere. Bună dimineața, colege Eliah! Robotul era complet îmbrăcat și fața îi părea perfect odihnită. Întrebă, Ai dormit bine?" Da," răspunse Bailey sec. Dar tu?" Se dădu jos din pat și cu pași greoi intră în baie ca să se bărbierească și să-și facă toaleta de dimineață. De acolo strigă, dacă vine vreun robot să mă radă, trimite-l la plimbare, mă calcă pe nervi. Chiar dacă nu-i văd, tot mă calcă pe nervi. Își privi atent fața în timp ce se bărbierea, mirat puțin că seamănă atât de mult cu cea pe care o vedea în oglinzile de pe pământ. A, dacă în locul propriei sale mutre ar fi chipul altui pământean cu care să se poată consulta, ar discuta cu el tot ce aflase, puțin cât era. Prea puțin, află mai multe, își spuse el în oglindă. Ieși din baie ștergându-și fața și își îmbrăcă pantalonii peste niște indispensabil noi. Roboții ăștia se îngrijesc de toate, naiba să ia. Vrei să-mi răspunzi la câteva întrebări, deinil? După cum știi, colege Eliah răspund la toate întrebările cât mă pricep de bine. Sau așa cum ai fost instruit, își spuse Bailey, apoi cu voce tare. De ce sunt numai 20.000 de locuitori pe Solaria? Acesta este un fapt o informație, o cifră rezultată dintr-un proces de numărare. Da, dar ocolești răspunsul. Această planetă poate hrăni milioane. Atunci, de ce numai 20 de mii? Ai spus că solarienii consideră acest număr optim. De ce? E modul lor de viață. Vrei să spui că restrâng nașterile? Da. Și lasă planeta goală? Bailey nu știa nici el de ce se agăța de acest lucru, dar populația planetei era unul dintre puținele fapte certe pe care le aflase și nu prea mai avea altceva de întrebat. Planeta nu este goală, răspunse Daniel. Este parcelată în domenii, fiecare condus de câte un solarian. Adică fiecare trăiește pe domeniul său? 20.000 de, de domenii, fiecare cu câte un solarian? Mai puține colege Eliah. Soțiile stau pe aceleași domenii cu soții. Nu au orașe? se înfioră Bailey. Niciunul colege Eliah. Solarienii trăiesc complet separați și nu se văd unul pe altul decât în împrejurări cu totul speciale. Sihaștri? Într-un fel, da. Pe de altă parte, însă, nu. Ce vrei să spui? Agentul Graer te-a vizitat ieri prin intermediul unei imagini tridimensionale. Solarianii se vizitează frecvent în modul acesta, dar nu altfel. Bailey se uită uimit la Daniel. Asta se referă și la noi? Și noi vom trăi astfel? E obiceiul acestei lumi. Atunci cum să cercetez cazul, dacă vreau să văd pe cineva? Din această casă, colege Eliah, poți obține imaginea tridimensională a oricărui solarian. Nu e nicio problemă. De fapt, te va scuti de neplăcerea ieșirii din casă. Iată de ce am spus când am ajuns aici că nu va trebui să te obișnuiești cu exteriorul. Și e foarte bine. Orice alt aranjament ți-ar fi dezagreabil. Am să judec eu însumi ce mi este dezagreabil, replică Bailey. Primul lucru pe care vreau să-l fac astăzi, Daniel, este să iau legătura cu femeia aceea, Gladia, soția celui ucis. Dacă sistemul tridimensional nu e satisfăcător, mă voi duce în persoană la ea acasă. Asta o voi decide eu. Vom vedea care este calea cea mai bună și mai practică, colege Elia, spuse Daniel pe un ton neutru. Mă duc să dau dispoziții pentru micul dejun și se întoarse să plece. Bailey, aproape amuzat, privit țintă la spatele lat al robotului. Daniel Oliuau făcea pe șeful. Dacă instrucțiunile lui erau să-l împiedice pe Bailey să afle mai mult decât era absolut necesar, atunci detectivul dispunea de un atu puternic. Căci la urma urmelor, celălalt nu era decât Air Daniel Oliuau. Ar fi de ajuns să-i spună lui Graer sau oricărui alt solarian că Daniel nu e om, ci doar un robot. Și totuși, pe de altă parte, pseudo-umanitatea lui Daniel putea fi de mare folos. Un atu nu trebuie jucat de la început. Uneori e mai util dacă îl ții în rezervă. Vom trăi și vom vedea, își spuse detectivul și porni după Daniel să-și ia micul dejun. Soarele gol Pista patru ei, și cum se stabilește contactul ăsta tridimensional? Nu trebuie să ne îngrijim noi, colege Eliah, răspunse Daniel și atinse cu degetul unul din butoanele pentru apelul roboților. Imediat intră un robot. De unde or fi venind? se întrebă Bailey. Umblând fără țintă prin labirintul de încăperi nelocuite ale clădirii, nu vedeai niciun robot. Oare se fereau din calea oamenilor? Își trimiteau oare mesaje pentru a lăsa drumul liber? Și totuși, când făceai apel, un robot se ivea fără întârziere. Bailey se uită la noul venit. Învelișul exterior îi era neted, dar nu lucios. Avea un finisaj cenușiu mat, singura porțiune colorată găsindu-se pe umărul drept. Un desen în carouri asemănător unei table de șah, pătrățele albe și galbene. Argintii și aurii, de fapt, din cauza luciului metalic, erau dispuse aparent la întâmplare. Condune în camera de convorbiri, ordonă Daniel. Robotul se înclină și se întoarse fără să spună nimic. Stai, băiete!" interveni Bailey. Cum te cheamă?" Robotul se întoarse spre Bailey și răspunse cu voce clară și fără ezitări. N-am niciun nume, stăpâne. Indicativul meu este... Aici ridică un deget de metal și îl puse pe pătrățelele de la umăr. ACX 2745 Daniel și Bailey îl urmară într-o încăpere spațioasă, aceeași în care, cu o zi înainte, Bailey îl văzuse șezând pe graer. Alt robot îi aștepta aici cu acea inepuizabilă răbdare a unei mașinării. Primul se înclină și ieși. În timp ce primul făcea aceste mișcări, Bailey compară însemnele de pe umăr ale celor doi roboți. Dispunerea pătrățelor aurii și argintii era diferită. Tabla de șah se compunea din 36 de pătrățele, ceea ce făcea posibil un număr de 2 la puterea 36 aranjamente, adică 70 de miliarde, mai mult decât suficient. Pe cât văd, există un robot pentru fiecare treabă, comentă Bailey. Unul ne-a condus aici, altul manipulează aparatul de vizionat. Pe Solaria, specializarea robotică are un nivel ridicat, colege Eliah. Te cred și eu dacă au atâția. Bailey se uită la al doilea robot. Cu excepția tablei de șah și de a circuitelor pozitronice invizibile din creierul lui spongios de platină iridiu, era o copie a celui din tâi. Ce indicativ ai?" întrebă detectivul. ACC 1129, stăpâne." Am să-ți spun pur și simplu, băiete. Uite ce! Vreau să vorbesc cu doamna Gladia Delmar, soția defunctului Richein Delmar, Daniel, există vreo adresă, vreun mijloc de a-i indica poziția pe planetă? Nu cred să fie nevoie de alte informații, răspunse Daniel amabil. Să-l întreb pe robot. Lasă-mă pe mine să fac asta, spuse Bailey. Ascultă, băiete, știi cum o putem găsi pe această doamnă? Da, stăpâne, cunosc circuitele de legătură cu toți stăpânii, răspunse robotul fără urmă de mândrie. Era un simplu fapt, ca și cum ar fi spus, stăpâne sunt confecționat din metal. Daniel interveni. Nu e nimic surprinzător aici, colege Eliah. Memoria lui trebuie să rețină doar 20.000 de de circuite, ceea ce e destul de puțin. Bailey dădu din cap aprobator. Există oare mai multe gladia del mar? S-ar putea produce vreo încurcătură. Poftim, stăpâne? Întrebă robotul după care rămase tăcut. Cred, interveni Daniel, că robotul nu ți-a înțeles întrebarea. Părerea mea este că pe Solaria nu există mai multe nume la fel. Numele se înregistrează la naștere și nu se poate lua niciun nume dacă nu este liber în momentul respectiv. Bravo! exclamă Bailey. Aflăm mereu lucruri noi. Acum uite ce e, băiete. Spunem cum trebuie să acționez. Dăm circuitul de legătură sau cum se cheamă și apoi iau-o din loc. Urmă o pauză perceptibilă până la răspunsul robotului. Vreți să stabiliți singur contactul, domnule? Exact. Deinil atinse ușor mâneca detectivului. O clipă, colege Eliah. Ce mai e? După părerea mea, robotul poate face acest contact cu mai multă ușurință. E doar specialitatea lui. Sunt convins că îl poate face mai bine decât mine, răspunse Bailey dârz. Ba chiar făcându-l eu însumi, aș putea încurca rău lucrurile. Totuși prefer să-l fac singur. Sunt eu cel care ordonă sau nu? Ești colege Eliah și ordinele tale vor fi executate atunci când prima lege o permite. Totuși, cu voia ta, aș dori să-ți transmit informațiile pe care le dețin cu privire la roboții solarieni. Pe solaria, roboții sunt mult mai specializați decât în orice altă lume. Deși fizic acești roboți sunt capabili de multe activități, mental sunt puternic înzestrați numai pentru o singură activitate. Pentru a îndeplini sarcii în afara specializărilor, au nevoie de potențialele înalte produse de aplicarea directă a uneia din cele trei legi. Iar pentru a nu îndeplini sarcina pentru care sunt înzestrați, este de asemenea necesară aplicarea directă a celor trei legi. Păi atunci, un ordin primit direct de la mine implică intrarea în acțiune a legii a doua, nu-i așa? Așa e. Totuși, potențialul cerut de aceasta este neplăcut pentru robot. De obicei, o asemenea situație nu s-ar putea produce, căci solarienii nu intervin niciodată în activitatea zilnică a roboților. Pe de o parte, nu țin deloc să facă ei munca roboților, iar pe de altă parte, nici n-au nevoie să o facă. Vrei să spui că robotul ar suferi dacă aș îndeplini eu munca lui? După cum știi, colege Eliah, durerea în sensul omenesc nu se aplică reacțiilor robotice. Atunci, întrebă Bailey dând din numeri. Cu toate acestea, continuă Daniel, robotul trece printr-o stare la fel de neplăcută ca și durerea pentru o ființă umană, după câte îmi dau eu seama. Și totuși, replică Bailey, eu nu sunt solarian, sunt pământean și nu-mi place ca roboții să facă ceea ce vreau să fac eu. Gândește-te apoi, insistă Daniel, că a produce neplăceri unui robot ar putea fi privit de gazdele noastre ca un gest nepoliticos, căci într-o societate ca aceasta există probabil o serie de principii mai mult sau mai puțin rigide despre felul cum trebuie tratat un robot și un asemenea gest nu ne-ar ușura deloc sarcina. Bine, se învoi Bailey, să-și facă atunci serviciul și se instală într-un fotoliu. Incidentul nu fusese lipsit de unele învățăminte. Era un exemplu instructiv care dezvăluia cât de neîndurătoare poate fi o societate robotică. Odată puși în funcțiune, roboții nu puteau fi ușor înlăturați, iar dacă omul voia să renunțe la ei chiar temporar, constata că nu poate. Cu ochii pe jumătate închiși, urmărea robotul care se apropia de perete. Să poftească sociologii de pe pământ să studieze cele întâmplate și să tragă concluzii. El începuse deja să aibă unele păreri. O jumătate din perete se trase în lături, dând la iveală un panou de comandă ce ar fi făcut cinste chiar și unei centrale electrice de oraș. Bailey ducea dorul pipei sale. Fusese informat că fumatul pe o planetă unde nu se fumează ar fi o impolitețe îngrozitoare, așa că nici măcar nu îi se permisese să-și ia cele de trebuință. Oftă! Erau clipe când s-ar fi socotit nespus de încurajat, simțind între dinți țeava pipei și în mână căldura tutunului încins. Robotul lucra cu rapiditate, reglând diverse rezistențe și intensificând în modul cuvenit câmpurile de forță prin ușoare apăsări cu degetele. Mai întâi este necesar, explică Deinil, să se ia legătura cu persoana solicitată. Mesajul este primit firește de un robot. Dacă persoana este disponibilă și dispusă să accepte vizionarea, se stabilește contactul. Și sunt necesare toate acele butoane? întrebă Bailey robotul de-abia atingea cea mai mare parte a panoului. Nu dispun de informații complete asupra acestui subiect, colege Eliah. Există însă cazuri când trebuie aranjate vizionări multiple sau mobile. Acestea din urmă, mai ales, necesită reglări complicate și continue. Robotul anunță. Domnilor, contactul este stabilit și acceptat. Când sunteți gata, va intra în funcțiune. Gata, mormăi Bailey. Și, ca și cum acest cuvânt ar fi fost un semnal, cealaltă jumătate a camerei se umplu de lumină. Daniel se grăbi să spună. Am neglijat să indic robotului ca toate deschiderile spre exterior să fie acoperite. Îmi pare rău și trebuie să... N-are a face, răspunse Bailey, crispându-se. Am să suport. Lasă-le așa. Viziona o sală de baie. Cel puțin așa credea judecând după instalații. La un capăt al încăperii se găsea, ghici el, un fel de salon de cosmetică și imaginația lui plasa acolo un robot, sau mai mulți, care puneau la punct cu o rapiditate plină de precizie amănuntele unei coafuri feminine și anumite elemente exterioare care alcătuiau imaginea pe care femeia respectivă urma să o înfățișeze lumii. Cât despre unele aparate și dispozitive, pur și simplu nici nu mai încercă să ghicească ce erau. Lipsa de experiență nu-i permitea să-și dea seama la ce servesc. Pereții erau încrustați cu un model complicat care înșela ochiul, făcându-l să creadă că reprezintă un obiect natural, și apoi pierzându-se într-o compoziție abstractă. Efectul era calmant și aproape hipnotic prin modul în care solicita atenția privitorului. Ceea ce părea a fi dușul, o instalație destul de mare, nu era separat de rest prin nimic material, ci mai degrabă printr-un dispozitiv special de iluminare care crea un zid de opacitate sclipitoare. Nu se vedea nicio ființă omenească. Privirile lui Bailey se ațintiră asupra podelei. Unde se termina camera lui și unde începea cealaltă? Era ușor de spus căci exista o linie unde calitatea luminii se schimba, marcând probabil hotarul. Bailey păși spre acea linie și după un moment de șovoială întinse mâna dincolo de ea. Nu simți nimic. Era ca și cum și-ar fi vârât brațul într-unul din primitivele aparate de vizionare tridimensională de pe pământ. Acolo, cel puțin, ar fi continuat să-și vadă mâna. Slab, poate, și acoperită de imagini, dar ar fi continuat să o vadă. Aici, însă, dispăruse complet. Pentru ochii lui, brațul îi se termina ca tăiat de la încheietură. Dar dacă ar trece peste linie cu tot corpul? Probabil că atunci n-ar mai putea vedea nimic. Se-ar afla într-o lume de întuneric total. Gândul unui asemenea înveliș protector îi era aproape plăcut fu întrerupt de o voce. Ridică ochii și păși înapoi cu o grabă aproape ridicolă. Îi vorbea Gladia del Mar. Cel puțin așa presupunea Bailey. Partea superioară a perdelei de lumină, ce ascundea cabina dușului, dispăruse și se vedea limpede un cap. Capul îi surâse lui Bailey. Am spus bună ziua și îmi pare rău că v-am făcut să așteptați. Mă voi usca imediat." Avea o față triunghiulară cu pomeții destul de proeminenți, lucru și mai vădit atunci când zâmbea, și care se îngusta într-o curbă lină, încadrând niște buze pline și terminându-se într-o bărbie delicată. Capul nu părea să se afle prea sus deasupra pardoselii. Bailey aprecie înălțimea femeii la aproape 1,60. Nu era un caz tipic, cel puțin după părerea lui Bailey. Pe pământ se credea că spațienele sunt de regulă înalte și impunătoare și nici nu avea acele reflexe spațiene de bronz în păr. Era un păr castaniu deschis, aproape blond, de lungime potrivită. În acele clipe flutura zbârlit din cauza a ceea ce detectivul bănuia a fi un curent de aer cald. Imaginea era de-a dreptul atrăgătoare. Bailey răspunse stânjenit. Dacă vreți să întrerupem contactul și să așteptăm până ce sunteți gata?" Nu, nu, sunt aproape gata și putem sta de vorbă între timp." Hannes Graer mi-a spus că vreți să mă vizionați." Sunteți de pe pământ, după câte știu." Stătea cu ochii ațintiți asupra lui, părând să-l soarbă din priviri. Bailey dădu din cap afirmativ și se așeză. Tovarășul meu este de pe Aurora." Gladia surâse și-și menținu privirile asupra lui Bailey, de parcă el ar fi fost adevărata curiozitate și, într-adevăr, își spuse Bailey așa și era. Femeia își ridică brațele deasupra capului, trecându-și degetele prin păr și răsfirându-l ca pentru a-i grăbi uscarea. Avea brațe delicate și grațioase. E foarte atrăgătoare," se gândi Bailey. Apoi își spuse jenat. Jessie, n-ar agrea scena asta." Daniel interveni în conversație. Nu s-ar putea, doamnă Delmar, ca fereastra pe care o vedem să fie polarizată sau acoperită? Pe colegul meu îl deranjează lumina zilei." Pe pământ, așa cum ați auzit, probabil... Tânăra femeie, Bailey îi dădea 25 de ani, dar nu trea o bănuială întristătoare că în privința vârstei spațienilor aparențele puteau fi foarte înșelătoare, își puse mâinile pe obraj și exclamă. Vai, sigur că știu, ce proastă sunt, iertați-mă, vă rog, voi face asta imediat, voi chema un robot. Și continuând să vorbească, ieși din boxa de uscare cu mâna întinsă spre butonul de comandă. Mereu îmi spun că ar trebui să am mai multe butoane în camera asta. La ce e bună o casă dacă n-ai un buton la îndemână oriunde te afla? Să zicem, la cel mult un metru distanță. Ar fi... Dar ce? Ce s-a întâmplat? Se uită uluită la Bailey, care sărind din fotoliu și răsturnându-l, se întorsese cu spatele roșu până în vârful urechilor. Daniel observă calm. Ar fi preferabil, doamnă Delmar, după ce chemați robotul, să vă întoarceți în boxă sau, dacă nu, să puneți pe dumneavoastră unele articole vestimentare. Gladia aș privi surprinsă corpul gol și răspunse. Da, desigur. 5. Se discută despre o crimă. Era doar o vizionare, înțelegeți, spuse Gladia plină de căință. Se înfășurase în ceva ce îi lăsa libere brațele și umerii. Un picior îi se vedea până la jumătatea coapsei, dar Bailey, care își redobândise cumpătul și se simțea un în mare nătărău, îl ignora stoic. E o chestie de surpriză, știți, doamnă Delmar?" răspunse el. O, nu face nimic. Poți să-mi spui Gladia, doar dacă nu, dacă nu este împotriva uzanțelor." Gladia, atunci, e în ordine. Vreau doar să te asigur că nu era nimic neplăcut, înțelegi, doar o chestie de surpriză." Destul că se făcuse de râs cu el, fără ca ta fată să-și mai și închipuie că o găsise dezagreabilă. De fapt, era destul de... destul de... Nu găsea cuvântul potrivit, dar își dădea perfect seama că în niciun caz nu i-ar putea vorbi Jessie ei despre asta. Știu că te-am ofensat," spuse Gladia, dar fără să vreau. Nici nu mi-am dat seama. Desigur, înțeleg foarte bine că trebuie să respectăm obiceiurile de pe alte planete, dar unele dintre ele sunt atât de bizare... De fapt, nu bizare, se grăbia să adauge. Nu vreau să spun bizare, ci neobișnuite, mă înțelegi? Și e foarte ușor să uiți de asta. Așa cum am uitat să țin ferestrele acoperite. Nu face nimic, murmură Bailey. Gladia se afla acum în altă încăpere, cu toate ferestrele acoperite, iar lumina avea nuanța ușor schimbată și mai liniștitoare a artificialității. Cât despre treaba cealaltă, continuă ea cu toată seriozitatea, Știi, e doar o simplă vizionare. La urma urmelor, nu te-ai sfit să vorbești cu mine când mă aflam sub uscător și nici atunci nu eram îmbrăcat. Ei da, răspunse Bailey, dorind să încheie cât mai repede această discuție. Să te aude una, iar să te văd de alta. Păi da, chiar așa. Nu e vorba de văzut. Gladia se îmbujoră la față și lăsă privirile în jos. Sper că nu-ți închipui că aș face așa ceva, adică să ies din uscător, dacă m-ar putea vedea cineva. Era însă o simplă vizionare. Și nu e același lucru? întrebă Bailey. Nici de cum. Și în clipa asta mă vizionezi. Nu mă poți atinge, nici mirosi, nu-i așa, nimic de felul ăsta. Dar ai putea dacă mai vedea. Acum însă mă aflu la cel puțin 200 de mile distanță, deci cum ar putea fi același lucru? Pe Bailey lucrul începea să-l intereseze. Dar te văd cu proprii mei ochi. Nu, nu mă vezi. Vezi doar imaginea mea? Mă vizionezi? Și care e deosebirea? E o mare deosebire. Înțeleg. Și chiar înțelegea într-un fel. Distincția nu era prea ușor de sezizat, dar avea o anumită logică. Gladia reluă înclinându-și ușor capul într-o parte. Într-adevăr, înțelegi? Da. Adică nu te-ar deranja dacă mi-aș scoate halatul? Întrebă ea zâmbind. Mă tachinează și ar trebui să-i o retez scurt, se gândi Bailey. Spuse apoi cu voce tare. Ba da, mi-ar abate mintea de la treabă. Vom discuta asta altă dată. Dar, serios vorbind, te deranjează cumva că stau în halat în loc să îmbrac ceva mai puțin neprotocolar? Nici de cum. Îți pot spune pe numele mic? Dacă vei avea prilejul. Și care ți-e numele mic? Eliah. E în ordine și se ghemui într-un fotoliu ce părea tare, aproape de duritatea ceramicii, dar care se lăsă moale sub greutatea trupului ei, îmbrățișând o gingaș. Să începem, deci," propuse Bailey. Să începem." Treaba aceasta îi părea detectivului extraordinar de grea. Nici măcar nu știa cum să înceapă. Pe pământ ar fi întrebat despre nume, funcție, orașul și sectorul de reședință o mie de întrebări tip. Și chiar dacă ar fi cunoscut deja răspunsurile, metoda i-ar fi permis să abordeze chestiunile esențiale. I-ar fi permis să ia contact cu persoana în cauză, să-și stabilească tactica de urmat pe o bază mai solidă decât niște simple presupuneri. Dar aici, cum putea fi sigur de ceva? Chiar și verbul a vedea avea sensuri diferite pentru el și pentru această femeie. Câte alte cuvinte le interpretau oare diferit? cât de des se vor isca astfel de neînțelegeri între ei, fără ca detectivul să-și dea măcar seama. De cât timp erai căsătorită, Gladia? De 10 ani, Eliah. Ce vârstă ai? 33. Bailey simți o vagă satisfacție, gândindu-se că ar fi putut avea la fel de bine 133. Ați fost fericiți în căsnicie? Gladia a părut descumpănită. Ce vrei să spui cu asta?" Păi... O clipă, Bailey se simți încurcat. Cum să definești o căsnicie fericită? Și apoi, ce înseamnă o astfel de căsătorie pentru un solarian? Reluă. Păi, vă vedeați des? Cum? Te cred și eu că nu. Doar nu eram animale. Bailey șovăi. Dar nu locuiați în aceeași clădire? Credeam... Locuiam firește, doar eram căsătoriți. Dar fiecare are apartamentul său. El avea o funcție foarte importantă care îi lua mult timp, iar eu am propria mea muncă. Ne vizionam oricând era necesar. Dar te și vedea, nu-i așa? Nu se vorbește despre asta, dar dacă ți să știi, mă și vedea. Aveți copii? Gladia vădit agitată sări în picioare. Asta e prea mult, e culmea indecenței. Stai, așteaptă puțin! exclamă Bailey lovind cu pumnul în brațul fotoliului. Nu-mi face greutăți. Doar anchetez o crimă, înțelegi? O crimă! Iar cel ucis a fost soțul tău. Vrei să-l vezi pe ucigaș prins și pedepsit sau nu? Atunci întreabă-mă despre crimă, nu despre... despre... Trebuie să aflu o mulțime de lucruri. De pildă vreau să știu dacă regreți moartea soțului tău și adăugă cu o brutalitate voită, căci nu prea se vede. Gladia îl fixă cu aroganță. Regret moartea oricui, mai ales a unui om tânăr și folositor. Dar faptul că ți era soț nu adaugă nimic la aceasta. Îmi fusese repartizat mie și, ei da, ne vedeam la datele fixate și, și, adăugă în grabă. Dacă ține apăra să știi, n-avem copii pentru că nu ni s-a repartizat încă niciunul dar nu văd ce legătură e între toate astea și regretul simțit pentru moartea cuiva. Poate că nu e nicio legătură, se gândi detectivul. Era un aspect de viață socială solariană, iar pe aceasta Bailey nu o cunoștea. Schimbă deci subiectul. Mi s-a spus că ai unele date personale despre împrejurările în care a fost comisă crima. O clipă gladia păru încordată. Eu am descoperit corpul, Asta trebuia să spun? Dar n-ai fost de față la crimă? O, oh, nu, răspunse femeia cu voce slabă. Ei bine, n-ai vrea să-mi povestești cum s-a întâmplat? Nu te grăbi și folosește-ți propriile cuvinte. Spunând acestea, Bailey se rezemă despetează și se pregăti să o asculte. Erau patru decade și treizeci și două decentade. Ce înseamnă asta după ora universală? Nu știu. Nu, nu știu. Dar poți afla, presupun." Vocea îi tremura puțin și făcuse ochii mari. Sunt puțin prea cenușii ca să-i poți considera albaștri, observă Bailey. Gladia continuă. Venise în apartamentul meu. Era tocmai ziua fixată ca să ne vedem și știam că va veni. Venea totdeauna în zilele fixate? Desigur, era un om foarte conștiincios, un bun solarian, nu sărea niciodată zilele fixate și totdeauna venea la aceeași oră. Firește, nu rămânea mult. Nu ni s-au repartizat cu... Nu putea termina de pronunțat cuvântul, dar Bailey dădu din cap în semn că a înțeles. Oricum venea mereu la aceeași oră, știi, ca totul să fie comod. Stăteam de vorbă câteva minute. E un calvar să te vezi cu cineva. Dar el îmi vorbea totdeauna normal. Așa era felul lui apoi se ducea să lucreze la un proiect, nu știu exact ce. Avea un laborator special în apartamentul meu în care se putea retrage în zilele când ne vedeam. Dar avea unul mult mai mare la el în apartament, desigur. Bailey se întrebă la ce putea lucra soțul ei în acele laboratoare. Cercetări de fetologie, poate, își spuse el. Ai observat atunci ceva nefiresc la el? Părea preocupat? Nu, nu, nu era niciodată preocupat. Gladia a făcut pe ce să chicotească, dar se reținu în ultimul moment. Se stăpânea întotdeauna perfect, ca prietenul tău. Și cu mâna ei mică arătă spre Deinil, care ședea neclintit. Înțeleg, continuă, te rog. Gladia însă nu continuă, ci spuse în șoaptă. Te deranjează dacă beau ceva? Nici de cum, Mâna femeii alunecă pe brațul fotoliului și în mai puțin de un minut intră tăcut un robot aducându-i o băutură caldă. Bailey putea zări aburul. Gladia sorbi puțin, apoi puse băutura pe o măsuță. Așa, reluă ea, acum e mult mai bine. Pot să te întreb ceva personal? Orice dorești, răspunse detectivul. Să vezi, am citit multe lucruri despre pământ. Totdeauna m-au interesat. E o lume atât de ciudată. Se opri brusc și adăugă imediat. N-am vrut să spun asta. Bailey se încruntă puțin. Orice lume le pare ciudată celor care nu trăiesc în ea. Vreau să spun că e deosebită, înțelegi? Oricum vreau să te întreb ceva nepoliticos. Cel puțin sper să nu fie nepoliticos pentru un pământean. Firește, unui solarian nu i-aș pune o asemenea întrebare pentru nimic în lume. Ce vrei să mă întreb, Gladia?" ceva în legătură cu tine și prietenul tău, domnul Olio, nu-i așa? Da, așa îl cheamă. Voi doi nu vă vizionați, nu? Ce vrei să spui cu asta? Adică, între voi, vă vedeți, nu-i așa? Sunteți adică împreună. Da, el se află fizic în aceeași cameră cu mine, confirmă Bailey. L-ai putea atinge dacă ai vrea? Exact. Gladia se uită la ei pe rând și exclamă, O, această interjecție putea însemna orice, dezgust, oroare. O clipă detectivul fu tentat să se ridice, să se apropie de Denil și să-i pună mâna pe obraz. Ar fi fost interesant de urmărit reacția Gladiei, se reținu însă și reluă. Voiai să continui cu relatarea faptelor din ziua când soțul tău a venit să te vadă. Avea certitudinea morală că digresiunea gladiei, oricât de interesantă s-ar fi dovedit pentru ea, fusese motivată mai ales de dorința de a evita acest lucru. Doamna Delmar mai sorbi o înghițitură și continua. Nu mai am prea multe de spus. Am înțeles că va fi ocupat și, de altfel, știam asta, căci mereu cerceta câte ceva, așa că m-am întors și eu la lucrul meu." Apoi, după vreo 15 minute, am auzit un strigăt. Urmă o pauză, dar Bailey o îndemnă să continue. Ce fel de strigăt? Un strigăt al lui Rick Kane, al soțului meu. Un strigăt pur și simplu, fără niciun cuvânt. Părea provocat de teamă. Ba nu, de surpriză, de stupoare, cam așa ceva. Nu-l mai auzisem niciodată strigând. Își duse mâinile la urechi de parcă ar fi vrut să alunge chiar și amintirea acelui strigăt și lăsă să-i scape capotul în jurul taliei. Nu-și dădea seama de asta, iar Bailey privea țintă la carnetul de însemnări. Și ce ai făcut atunci?" întrebă detectivul. Am fugit. Am fugit. Nu știam unde se află." Parcă ai spus că se dusese în laboratorul pe care îl avea în apartamentul tău." Se dusese Eli, Eliach, dar eu nu știam unde e acest laborator. Nu știam sigur căci nu fusesem acolo niciodată. Era al lui." Cunoșteam însă în linii mari locul. Știam că e situat undeva spre apus, dar eram atât de tulburată încât nici măcar nu mi-a venit în gând să chem un robot care m-ar fi condus imediat acolo. Și firește, nechemat, nu putea veni niciunul. Și când am ajuns, am găsit până la urmă drumul, Rechein era mort. Se opri brusc și spre marea stingereală a lui Bailey își înclină capul și începu să plângă. Nu făcea nicio încercare să-și ascundă fața. Ținea ochii închiși și pe obraj îi se scurgeau încet și roaie de lacrimi. Nu scotea niciun sunet, de-abia dacă îi tremurau umerii. Deschise apoi ochii și îl privi în Nu mai văzusem niciodată un mort. Era tot plin de sânge și capul era, știi, am reușit să chem un robot, iar el a chemat pe alții și bănuiesc că ei au avut grijă de mine și de richeni. Nu... Ce înțelegi prin au avut grijă de Richein?" întrebă detectivul. L-au luat de acolo și au curățat locul. Soarele gol Pista 5 În glasul ei apăruse o ușoară notă de indignare. Era doar stăpâna casei, grijulie de felul cum arată aceasta. Adăugă, toate erau într-un hal fără de hal. Și ce s-a întâmplat cu corpul? Gladia dădu negativ din cap, nu știu. L-au incinerat, cred, ca pe orice cadavru. N-ai chemat poliția? Femeia îl privi de parcă n-ar fi înțeles și Bailey își aduse aminte. N-au poliție, apoi cu voce tare. Dar uh, ai anunțat, cred, pe cineva căci toată treaba asta s-a aflat. Roboții au chemat un doctor, iar eu a trebuit să anunț la locul de muncă al lui Rick Kane. Roboții de acolo trebuiau să afle că nu se va mai întoarce. Doctorul era pentru tine, bănuiesc. Gladia confirmă din din cap. Pentru prima dată păru să observe capotul drapat în jurul coapselor. Îl trase în sus, murmurând jalnic, scuză-mă, scuză-mă. Bailey se simți stingerit privind-o cum stătea acolo tremurând, neajutorată, cu fața chinuită de groaza copleșitoare ce o treziseră aceste amintiri. Nu mai văzuse niciodată un om mort. Nu mai văzuse niciodată sânge și o țeastă zdrobită și deși pe solaria relațiile soț-soție erau superficiale și inconsistente, avusese totuși de-a face cu o ființă umană moartă. Bailey nu prea mai știa ce să facă sau să spună. Simțea un imbold să se scuze, dar de fapt nu era decât un polițist în exercițiul funcțiunii. Pe această planetă nu exista însă poliție. Va înțelege oare Gladia că aceasta era obligația lui? rar și cât mai blând cu putin să o întrebă. Spunem Gladia, ai auzit oare și altceva? Adică în afară de strigătul soțului tău?" Femeia își ridică privirile. Avea o față foarte plăcută, în ciuda tristeții vădite sau poate tocmai din pricina ei. N-am auzit nimic. Poate niște pași fugind sau vreo altă voce. Gladia clătină din cap. N-am auzit nimic. Când ți-ai găsit soțul, era singur? Nu erați decât voi doi acolo? Da. Și nu era niciun semn că s-ar mai fi aflat și altcineva acolo? N-am observat niciunul, de altfel nici nu știu cum s-ar mai fi putut afla cineva. De ce spui asta? O clipă gladia a părut surprinsă, apoi spuse abătută. Uit mereu că vii de pe pământ. Ei da, nimeni altul nu putea fi acolo. Încă din copilărie soțul meu nu vedea pe nimeni în afară de mine. Și nici nu era Richein omul care să se vadă cu alții, era foarte riguros în privința uzanțelor. Dar poate că s-a întâmplat fără voia lui. Dacă ar fi venit cineva să-l vadă neinvitat, fără ca soțul tău să știe de asta, oricât de riguros ar fi fost, nu putea evita să-l vadă pe intrus. Se poate, dar atunci ar fi chemat imediat roboții să-l dea afară pe acel om. Așa ar fi procedat. Și apoi nimeni n-ar fi încercat să vină la soțul meu neinvitat. Nici nu pot concepe un asemenea lucru. Iar McCain, de desigur, n-ar fi invitat niciodată pe nimeni. E ridicol să-mi închipui așa ceva. Bailey întrebă cu blândețe: Soțul tău a fost ucis cu o lovitură în cap, nu-i așa? Recunoște asta. Cred că da. Era tot numai. Deocamdată nu-ți cer detalii. Ai văzut cumva în cameră vreo urmă de dispozitiv mecanic care i-ar fi permis cuiva să-i zdrobească țeasta de la distanță? Sigur că nu, sau cel puțin eu n-am observat nimic. Dacă ar fi fost, cred că l-ai fi văzut. Rezultă deci că cineva a ținut în mână un obiect capabil să zdrobească țeasta cuiva și că a folosit acest obiect. Cineva trebuie să se fie aflat la vreun metru de soțul tău pentru a face aceasta, așa că cineva l-a văzut. Nu se poate, exclamă Gladia cu toată convingerea. Un solarian n-ar accepta să vadă pe nimeni. Dar un solarian pornit să ucidă nu s-ar închisi de puțin văzut, nu-i așa? Această afirmație îi părea lui însuși întoielnică. Pe pământ aflase despre cazul unui asasin total lipsit de conștiință, care fusese prins numai pentru că nu se putuse hotărâ să încalce obiceiul păstrării unei liniști absolute la baia de cartier. Gladia clătină din cap. Nu înțelegi cum e cu văzutul acesta. Pământenii se pot vedea oricând, așa că nu poți înțelege. Părea cuprinsă de curiozitate. Ochii se luminară puțin. Văzutul îți pare o treabă perfect normală, nu-i așa? L-am considerat întotdeauna ca un lucru de la sine înțeles, răspunse Bailey. Nu te deranjează? De ce m-ar deranja? Păi, în filme nu se spune și am vrut întotdeauna să aflu. Poți să-ți spun o întrebare? Te rog, răspunse detectivul cu indiferență. Ți s-a repartizat o soție? Sunt căsătorit. Nu știu cum vine treaba cu repartizarea. Știu că îți vezi soția oricând dorești și ea te vede pe tine și amândoi considerat acest lucru foarte firesc. Bailey confirmă dând din cap. Ei bine, atunci când o vezi, dacă ai dori să își ridică mâinile până în dreptul umerilor și se opri de parcă ar fi căutat expresia cea mai potrivită. Apoi reluă. Puteți? Chiar oricând. Și o lăsă baltă. Beli nu încercă să o ajute. Ei, nu are nicio importanță, spuse Gladia. Și nici nu știu de ce trebuie să te plictisesc acum cu asemenea fleacuri. Am terminat? Părea că îi vor da din nou lacrimile. Încă puțin Gladia. Uită faptul că nimeni n-ar fi putut să-l vadă pe soțul tău. Presupune că cineva l-a văzut. Cine ar fi putut fi acesta? N-are rost să umblăm cu ghicitul, nu putea fi nimeni. Dar trebuie să fi fost cineva, agentul Graer spune că există motive de a bănui pe cineva. Așa că vezi, trebuie să fi fost cineva. Pe fața femeii flutură un zâmbet slab, lipsit de bucurie. Știu la cine se gândește. Perfect, la cine? Gladia își puse mâna ei mică pe piept. La mine. 6. Se respinge o teorie. Aș spune colege Eliah, intervenit Daniel în discuție, că aceasta este o concluzie evidentă. Bailey se uită surprins la colegul său, robotul. De ce evidentă? Însă și doamna Delmar, explică Daniel, afirmă că este singura persoană care îl putea vedea pe soțul ei. Condițiile sociale de pe Solaria nici nu i-ar permite să prezinte altceva ca fiind adevărul. Desigur că agentul Graer găsește firesc, ba chiar obligatoriu să creadă că un soț solarian nu poate fi văzut decât de soția sa. Cum numai o singură persoană putea de deci să-l vadă, o singură persoană putea să-l lovească și o singură persoană putea fi ucigașul, sau mai degrabă ucigașa. Dacă ți-amintești, agentul Graer a spus că o singură persoană putea face aceasta. N-a admis posibilitatea existenței al cuiva, așa e? Dar a mai spus, replică Bailey că nici acea persoană n-ar fi putut să vârși crima. Vrând să spună, probabil, că la locul faptei nu s-a găsit nicio urmă. Presupun că doamna Delmar ne-ar putea explica această anomalie. Și Daniel arătă cu o politețe rece de robot spre locul unde Gladia continua să fie vizibilă pe ecran cu privirile lăsate în jos și strângând din buzele ei mici. Dumnezeule, se gândi Bailey, uitam de doamna. Poate că aceasta se întâmpla din cauza iritării. Îl irita Daniel cu modul lui de abordare rece, neemotiv, sau poate îl irita propriul său comportament, abordarea sa emotivă, dar nu stătu să analizeze problema. Cam atât eu cam dată gladia. Nu știu ce se spune în asemenea situații, dar să întrerupem contactul. La revedere! Uneori se spune încheiat vizionarea, dar îmi place mai mult la revedere. Par tulburat, Eliah. Îmi pare rău căci m-am obișnuit să se creadă că am făcut-o eu, așa că n-ai de ce să fii stânjenit. Dar ai făcut într-adevăr, Gladia? Întrebă Bailey. Nu, răspunse ea mânioasă. Atunci, la revedere. Și imaginea Gladiei se șterse purtând încă o expresie de mânie. O clipă Bailey continuă să simtă înrăurirea acelor cu totul extraordinari ochi cenușii. Chiar dacă afirmase că s-a obișnuit să fie considerată drept ucigașă, acest lucru era fără îndoială o minciună. Mânia ei vorbea mai clar decât cuvintele și detectivul se întrebă de câte alte minciuni ar fi oare capabilă. Iar acum Bailey se găsea singur cu Daniel. Ei bine, Daniel, spuse el, nu sunt chiar un nătărău. Nici n-am crezut asta vreodată, colege Eliah. Atunci spunem, ce te-a făcut să afirm că la locul crimei nu s-a găsit nicio armă? Asta nu rezultă din probele existente și nici din ceea ce mi s-a comunicat. Așa este. Am însă informații suplimentare pe care tu încă nu le-ai aflat. Eram sigur, ce informații? Agentul Grayer a spus că va trimite o copie a raportului privind cercetările întreprinse de ei. Am această copie, a sosit azi dimineață. De ce nu mi a arătat-o? Am considerat că poate ar fi mai avantajos pentru tine să-ți faci cercetările, cel puțin în faza inițială, condus de propriile tale idei, fără a fi influențat de concluziile altora care, așa cum recunosc ei înșiși, n-au ajuns la nicio concluzie satisfăcătoare. Și tocmai pentru că și eu însumi mă temeam că procesele mele logice ar putea fi influențate de aceste concluzii, n-am participat deloc la conversație. Procese logice Brusc, vei își aminti o fărâmă dintr-o discuție purtată pe vremuri cu un robotician. Roboții, îi spunea acesta, sunt logici, dar nu raționali. A intervenit însă la sfârșitul discuției. Într-adevăr, colege Eliah, dar numai pentru că obținusem dovezi evidente care confirmau bănuielile agentului Graer. Ce fel de dovezi? Cele ce puteau fi deduse din comportarea doamnei Delmar. Să precizăm, Denil. Gândește-te că dacă doamna ar fi vinovată și ar încerca să-și dovedească nevinovăția, i-ar fi util să-l convingă de acest lucru pe detectivul care anchetează crima. Ei și... Dacă i-ar putea deforma raționamentul exploatându-i o anumită slăbiciune, ar face aceasta, nu-i așa? E numai o ipoteză. Nici de cum? Veni răspunsul calm al robotului. Ai observat, cred, că și-a concentrat toată atenția asupra ta. Pentru că eu îi vorbeam, spuse Bailey. Se concentrase asupra ta de la bun început, chiar înainte de a-și da seama că tu vei vorbi cu ea. De fapt, este de presupus, în mod logic, să se fie așteptat ca eu, în calitatea mea de auroran, să conduc cercetările și totuși s-a concentrat asupra ta. Și ce deduci din asta? Că își bazează speranțele pe tine, colege Eliah. Tu ești pământean. Și ce e cu asta? A studiat situația de pe pământ. Acest lucru l-a lăsat să se înțeleagă de câteva ori. Știa ce vreau să spun atunci când la începutul discuției am rugat-o să acopere sursele de lumină naturală. N-a părut surprinsă sau nedumerită, așa cum ar fi fost, desigur, cazul dacă n-ar fi cunoscut condițiile de pe pământ. Ei și... Întrucât s-a informat despre pământ, este normal să presupunem că a descoperit una din slăbiciunile pământenilor. Trebuie să fie aflat de complexul nudității ca și de felul cum reacționează un pământean la asemenea spectacole. Dar a... a explicat cum stau lucrurile cu vizionarea. Da, a explicat, dar ți-a părut perfect convingătoare? De două ori s-a lăsat văzută în ceea ce tu consideri a fi o ținută indecentă. Concluzia ta este deci că încerca să mă seducă, așa e? să te abată de la obiectivitatea ta profesională. Așa mi s-a părut mie. Și cu toate că nu pot împărtăși reacțiile umane la o asemenea ținută, aș considera pe baza datelor imprimate în circuitele memoriei mele că această doamnă prezintă o anumită atractivitate fizică. Mai mult, din comportarea ta am dedus că îți seama de asta și că apreciai înfățișarea ei. Aș spune chiar că doamna Delmar a procedat corect, gândindu-se că modul ei de acțiune te va face să fii de partea ei. Uite ce e, spuse Bailey stânjenit. Indiferent de impresia pe care mi-ar fi făcut-o, sunt încă un agent de poliție în deplină posesie a eticii mele profesionale. Și acum să vedem raportul. Nu uita asta. Bailey citi documentul în tăcere. Îl termină după care se întoarse la început și îl mai citi odată. Aici apare un element nou, observă el, robotul. Daniel Oliwo confirmă dând din cap. Ea n-a pomenit nimic despre asta, spuse Bailey gânditor. Ai pus greșit întrebarea. Ai întrebat-o dacă era singură când a descoperit cadavrul. Ai întrebat dacă mai era altcineva prezent la locul crimei. Un robot nu poate fi altcineva. Bailey dădu din cap înțelegere. Dacă el însuși, ca suspect, ar fi fost întrebat cine se mai găsea la locul unei crime, desigur că nu ar fi răspuns nimeni afară de această masă. Cred că ar fi trebuit să întreb dacă erau de față și roboți, la naiba, ce întrebări trebuie oare să pui într-o lume necunoscută? Denil, ce valoare legală are mărturia unui robot? La ce te referi? Un robot poate fi martor pe Solaria? Poate depune mărturie? De ce te îndoiești de aceasta? Un robot nu e un om, Denil, pe pământ nu poate fi acceptat ca martor. Și totuși, Urma unui picior e acceptată, colege Eliah, deși este mult mai puțin umană, prin natura ei, decât un robot. În această privință, poziția pământenilor este lipsită de logică. Pe solaria, mărturia roboților e acceptată atunci când e competentă. Bailey nu contesta afirmația. Își sprijini bărbia în pumn și început să examineze mental acest nou aspect. Îngrozită la culme, Gladia del Mar, a plecată peste corpul soțului său, chemase roboții. Dar până la urmă, până la venirea lor, leșinase. Roboții au raportat că o găsiseră acolo lângă cadavru și mai găsiseră ceva, un robot. Acel robot nu fusese chemat, era deja acolo. Nu făcea parte din personal. Niciun alt robot nu-l mai văzuse vreodată și nu îi se cunoșteau funcțiile și îndatoririle. Nici de la robotul cu pricina nu se putuse afla nimic, era defect. Când a fost găsit mișcările lui ca și probabil creierul pozitronic erau dezorganizate. Nu putea da niciun răspuns coerent, prin vorbe sau prin gesturi și, după cercetări amănunțite, un expert robotician îl declarase nerecuperabil. Singura lui activitate ce mai vedea urme de organizare era continua repetarea cuvintelor Ai să mă omori! Ai să mă omori! Ai să mă omori!" Nu s-a găsit nicio armă care ar fi putut fi întrebuințată pentru a zdrobi asta lui Rechei Indelmar. Belly spuse brusc, mă duc să mănânc Daniel și apoi o să-l vedem din nou pe agentul Graer sau o să-l vizionăm mai degrabă. Hannis Grayer era încă la masă în momentul stabilirii contactului. Mânca încet, alegându-și cu grijă fiecare îmbucătură dintr-o largă varietate de feluri, uitându-se atent la fiecare din ele de parcă ar fi căutat o combinație necunoscută care să-i dea maximum de satisfacție. Ar fi putut avea vreo 200 de ani, se gândi Bailey, și probabil că mâncatul devine monoton pentru el. Vă salut, domnilor, exclamă Graer. Ați primit raportul nostru, presupun. Capul pleșuv îi lucea în timp ce se apleca peste masă ca să ia o bucățică alească. Da, și am avut o discuție interesantă cu doamna Delmar, răspunse Bailey. Bun, bun. Ați ajuns oare la vreo concluzie? Că e nevinovată. Graer își ridică brusc privirile. Serios? Bailey confirmă dând din cap. Și totuși, insistă Graer, ea e singura persoană care putea să-l vadă, singura persoană care se putea afla în preajmă. Mi s-a explicat acest lucru și, oricât de categorice ar fi uzanțele sociale pe Solaria, faptul nu este concludent. Pot să vă explic? Desigur, spuse Graer și reveni la dejun. O crimă stă pe trei picioare, începu Bailey. Fiecare dintre ele este important, mobilul, mijlocul și prilejul. Pentru a acuza un suspect este necesar să le cunoaștem pe toate trei. Sunt de acord că doamna Delmar avea la îndemână prilejul, dar nu mi s-a spus nimic despre mobil. Grayer ridică din umeri. Nu cunoaștem niciunul. O clipă ochii lui se ațintiră asupra lui Daniel, care stătea tăcut. Perfect! Suspecta nu are niciun mobil cunoscut, dar să spunem că este o criminală patologică. Să analizăm puțin lucrurile sub acest aspect. Doamna Delmar se află în laborator cu soțul ei și dintr-un motiv oarecare vrea să-l îl amenință cu un ciomac sau cu vreun alt obiect contondent. Lui Delmar îi trebuie câtva timp ca să-și dea seama că soția lui vrea într-adevăr să-l lovească. Apoi strigă îngrozit, ai să mă omori, ceea ce ea chiar și face. El se întoarce să fugă, dar lovitura se abate asupra lui și îi zdrobește țeasta. Apropo, corpul a fost examinat de vreun medic? Da și nu. Roboții au chemat un doctor ca să o îngrijească pe doamna Delmar și firește acesta s-a uitat și la cadavru. Raportul nu menționează așa ceva. Nici nu prea avea rost. Omul era mort. De fapt, în momentul când doctorul a vizionat corpul, acesta fusese deja dezbrăcat, spălat și pregătit pentru incinerare, în modul obișnuit. Cu alte cuvinte, roboții distruseseră probele materiale, spuse Bailey iritat. Apoi, ați spus, a vizionat corpul, nu l-a văzut? Pe tot spațiul, exclamă Graer, ce idee trăznită! L-a vizionat firește din toate unghiurile necesare și cu mare atenție, sunt sigur. Sunt cazuri când un medic nu poate evita să-și vadă pacienții, dar nu pot concepe sub niciun motiv pentru care ar trebui să vadă cadavre. Medicina este o meserie ingrată, dar există și aici limite. Mă rog, chestiunea se pune astfel. A comunicat doctorul ceva despre natura rănii care a provocat moartea lui Delmar? Știu la ce te gândești. Crezi probabil că rana era prea gravă pentru a fi fost făcută de o femeie. O femeie este mai slabă decât un bărbat, domnule Graer. Iar Gladia del Mar este o femeie mică, dar foarte robustă, detectiv Bailey. Și dacă arma e bine aleasă, greutatea ei și modul de mânuire rezolvă aproape totul. Dar chiar și fără asta, o femeie dezlănțuită poate face lucruri surprinzătoare. Bailey dădu din numeri. Ați pomenit de o armă. Unde e? Graer se mișcă pe scaun. Întinse mâna spre un pahar gol și un robot apărut în câmpul de vizionare și îl umplu cu un lichid incolor ce părea a fi apă. Grayer ținu o clipă în mână paharul plin, apoi îl puse din nou pe masă de parcă ar fi renunțat să mai bea și răspunse. Așa cum se spune și în raport, n-am reușit să o găsim. Știu că în raport se spune așa ceva, vreau însă să mă asigur de câteva lucruri. A fost căutată această armă? Minuțios! De către dumneavoastră? De către roboți, dar eu i-am vizionat tot timpul. N-am putut găsi niciun obiect care să fi servit drept armă. Acest fapt o face mai puțin suspectă pe doamna Delmar, nu-i așa? Așa e, convenit Graier calm. Este unul din cele câteva aspecte ale cazului pe care nu le înțelegem. Și de asemenea este unul din motivele pentru care n-am acționat împotriva doamnei Delmar. Unul din motivele pentru care ți-am spus că nici vinovatul nu putea să fi comis crima. Poate ar trebui să spun că, aparent, ea n-a putut să vârși această crimă. Aparent? Trebuie să fi scăpat de armă în vreun fel, deocamdată însă ne-a lipsit pe spicacitatea de a o găsi. Ați analizat toate posibilitățile? Întrebă Bailey pe un ton insistent. Cred că da. Oare? Să vedem, s-a folosit o armă pentru a zdrobi asta unui om. Și această armă nu se găsește la locul crimei. Singura alternativă este că arma a fost îndepărtată de acolo. Rickey, Delmar, nu putea îndepărta că era mort. Să fi fost îndepărtată de Gladia Delmar? Trebuie să fi fost, observă Graer. Dar cum? La sosirea roboților, ea zăcea leșinată pe dușumea sau poate că doar se prefăcea că a leșinat, dar oricum se găsea acolo. Cât timp a trecut între comiterea crimei și sosirea primului robot? Asta depinde de momentul exact al crimei pe care nu-l cunoaștem, răspunse Graer încurcat. Am citit raportul, domnule Graer. Unul din roboți a anunțat că auzise un zgomot și un strigăt pe care l-a atribuit doctorului Delmar. Acest robot era, se pare, cel mai apropiat de locul crimei. Apelul doamnei Delmar s-a produs cinci minute mai târziu, iar robotului i-a trebuit mai puțin de un minut ca să ajungă acolo. Bailey își amintea rapiditatea cu care veneau roboții când erau chemați. În 5 sau în 10 minute, cât de departe ar fi putut doamna Delmar să ducă arma și apoi să revină pentru a se preface leșinată? Ar fi putut o distruge într-un incinerator? Incineratorul a fost cercetat după cum reiese din raport și razele gamma reziduale aveau un nivel scăzut, ceea ce înseamnă că nu fusese folosit în ultimele 24 de ore. Știu, spuse Graer. Am menționat asta doar ca o ipoteză. Desigur, dar s-ar putea să existe o explicație foarte simplă. Presupun că toți roboții din vila soților del Mar au fost verificați. Bineînțeles. Și că toți funcționau satisfăcător. Da. Ar fi putut vreunul din ei să înlăture arma fără să-și dea seama ce este? Nici unul n-a luat nimic de la locul crimei. Ba mai mult, nici unul nu s-a atins de nimic. Nu e chiar așa. Au luat de acolo corpul și l-au pregătit pentru incinerare. Ei, da, firește, dar asta nu contează. Era doar sarcina lor. Dumnezeule! Exclamă Bailey în gând. Trebuia să facă eforturi ca să-și mențină calmul, apoi cu voce tare. Să presupunem acum că acolo a mai fost și altcineva. Imposibil, răspunse Graer. Cum ar fi putut cineva să pătrundă nepoftit în prezența doctorului Delmar? Să presupunem, izbucni Bailey. Desigur, niciunul dintre roboți nu s-a gândit că acolo s-ar fi putut găsi un intrus. Și cred că nici n-au cercetat terenul din jurul casei. În raport nu se spune nimic. Nu s-au făcut asemenea cercetări decât atunci când am început să căutăm arma, dar asta a fost după câtva timp. S-au căutat cumva urme ale unui vehicul de suprafață sau aerian? Nu. Atunci, dacă cineva și-ar fi luat inima în dinți și ar fi pătruns nepoftit în prezența doctorului Delmar, așa cum v-ați exprima dumneavoastră, ar fi putut să-l ucidă și apoi să plece liniștit. Nimeni nu l-ar fi oprit, pa nici măcar nu l-ar fi văzut după care putea conta pe faptul că toți sunt încredințați că nimeni n-a fost acolo. Și nici n-ar fi putut fi, observă Graier cu convingere. Și mai e ceva. La mijloc a fost și un robot. Un robot se afla la locul crimei. Daniel interveni pentru prima oară în discuție. Robotul nu se afla la locul crimei. Dacă s-ar fi aflat, crima n-ar mai fi fost comisă. Bailey își întoarse brusc capul către el iar Graer care ridicase din nou paharul pentru a bea, îl așeză pe masă privindul fix pe Daniel. Nu este așa?" întrebă Daniel. Ba da," confirmă Graer. Un robot ar fi împiedicat o persoană să facă rău alteia. Prima lege." Perfect," spuse Bailey. Dar trebuie să fi fost destul de aproape." Se afla acolo când au sosit ceilalți roboți. Să spunem că era în camera alăturată. Ucigașul se apropie de Delmar, iar acesta exclamă, Ai să mă omori!" Roboții din casă n-au auzit aceste cuvinte. Cel mult au putut auzi un strigăt astfel că nechemați n-au venit acolo. Dar robotul în cauză a auzit cuvintele și prima lege l-a făcut să vină nechemat, însă prea târziu, probabil că a văzut chiar săvârșirea crimei. Trebuie să fi fost ultimele clipe ale crimei, conveni Graer. De aceea s-a și defectat. Faptul că a asistat la vătămarea unui om, fără a o fi împiedicat, este o încălcare a primei legi, și, în funcție de împrejurări, poate duce la defectarea, într-o măsură mai mare sau mai mică, a creierului pozitronic. În cazul de față, defectul a fost considerabil. În acest timp, Graer mișca paharul de colo-colo privindu-și vârfurile degetelor. Acest robot a fost deci martor, continuă Bailey. L-ați interogat? Ce rost avea? Doar era defect. Nu putea spune decât, ai să mă omori. Până aici sunt de acord cu reconstituirea dumitale. Acestea au fost probabil ultimele cuvinte ale lui Delmar, imprimate în memoria robotului, chiar în clipele când restul creierului pozitronic se defecta. Dar mi s-a spus că Solaria s-a specializat în producția de roboți. Oare acest robot nu putea fi reparat? Nu îi se puteau restabili cumva circuitele? Nu, răspunse Graer tăios. Și unde este robotul acum? La fier vechi. Bailey ridică din sprâncene. Iată un caz destul de ciudat nu există nici mobil, nici mijloc, nici martor, nici probe. Iar dacă au existat unele probe, au fost distruse. Aveți o singură persoană suspectă și toată lumea pare convinsă de vinovăția ei. Sau cel puțin toată lumea e sigură că nu poate exista alt vinovat. Aceasta este evident și părerea dumneavoastră. Se pune atunci întrebarea, de ce am fost chemat eu? Graier se încruntă. Par tulburat, domnule Bailey. Apoi se întoarse brusc spre Daniel. Domnule Olio, poftim domnule Graer. N-ai vrea să treci prin toate încăperile și să verifici dacă toate ferestrele sunt închise și acoperite? Detectivul Bailey pare să resimtă efectele spațiului liber. Cuvintele acestea îl uluiră pe Bailey. Dădu să dezmintă spusele lui Graer și să-i ordone lui Daniel să rămână pe loc. Dar în ultima clipă prinse o notă de panică în glasul lui Graer și un fel de apel discret în privirea lui. Renunță deci și îl lăsă pe Dainil să iasă din cameră De pe fața lui Graer căzuse parcă o mască, lăsând-o deschisă și temătoare A fost mai simplu decât mi-am închepuit, spuse Graer Îmi făcusem o mulțime de planuri ca să pot discuta cu dumneata singur Nici nu bănuiam că auroranul va accepta așa de ușor să plece și totuși nu aveam la îndemână altă soluție Ei bine, acum sunt eu singur, spuse Bailey Nu puteam vorbi deschis în prezența lui, continuă Graer este auroran și se află aici deoarece ne-a fost impus ca preț al chemării dumitale. Solarianul se aplecă înainte. În spatele acestei crime se ascunde ceva. Nu mă interesează numai cine a săvârșit-o. Pe Solaria există facțiuni, organizații secrete. Bailey făcu ochi mari. Dar nu văd cum v-aș putea ajuta eu. Ba da, poți. Trebuie să înțelegi un lucru. Doctorul Delmar era tradiționalist. Ținea la vechile obiceiuri, la bunele noastre obiceiuri. Dar acum se află printre noi forțe noi care cer schimbări și Delmar a fost redus la tăcere. De doamna Delmar? Prin intermediul ei, dar nu asta contează. În spatele ei se află o organizație, acesta este lucrul important. Sunteți sigur? Aveți dovezi? Numai unele vagi. N-am ce-i face. Rikein del Mar descoperise ceva. M-a asigurat că are dovezi convingătoare și l-am crezut. Îl cunoșteam destul de bine nu era nici nătărău, nici copil. Din păcate, n-a apucat să-mi spună prea multe. Desigur, voia să-și încheie cercetările înainte de a prezenta chestiunea în fața autorităților. Probabil că se apropiase mult de obiectiv, căci altfel nimeni n-ar fi riscat să-l omoare în mod violent. Un lucru însă tot mi-a spus Delmar. Întregul neam omenesc este în primejdie. Bailey se cutremură. O clipă îi păru că aude din nou spusele lui Minim, dar cu implicații mult mai mari. Oare toți Aveau de gând să-i dezvăluie primejdii cosmice? Și de ce credeți că v-aș putea ajuta? Întrebă detectivul. Pentru că ești de pe pământ? Înțelegi? Noi, cei de pe Solaria, nu ne pricepem la asemenea lucruri. Într-un fel, nu ne pricepem la oameni. Suntem prea puțini aici. Graer părea stingerit. Nu-mi place să spun asta, domnule Bailey. Colegii mei râd de mine, unii se înfurie chiar, dar eu simt clar acest lucru. Am impresia că pământenii trebuie să se priceapă la oameni mult mai bine ca noi, căci trăiesc în mari comunități, iar un detectiv cu atât mai mult, nu-i așa? Bailey încuvință pe jumătate cu capul, dar nu spuse nimic. Dintr-un anumit punct de vedere, această crimă e binevenită, continuă Graer. N-am îndrăznit să vorbesc și altora despre descoperirea lui Delmar, căci nu știam cine ar putea fi implicat în complot, iar Delmar nu era dispus să dea amănunte până la terminarea cercetărilor. Și chiar dacă Delmar ar fi apucat să termine, cum ar fi trebuit să tratăm problema? Cum să ne purtăm cu niște ființe omenești ostile? Nu știu. De la bun început mi-am dat seama că avem nevoie de un pământean. Iar când am aflat de activitatea dumitale în legătură cu acea crimă comisă pe pământ, am înțeles că ești omul care ne trebuie. Am luat legătura cu Aurora, cu ai cărei reprezentanți ai colaborat foarte strâns și prin ei m-am adresat autorităților pământene. Și totuși colegii mei nu se lăsau convinși de aceasta. Apoi s-a produs prima ceea ce mi-a permis să obțin acordul necesar. În acele momente ar fi aprobat orice. Soarele gol Pista 6 Graer văi puțin, apoi adăugă. Nu este ușor să cer ajutorul unui pământean, dar sunt nevoit să o fac. Nu uita, orice ar fi la mijloc, că tot neamul omenesc este în primejdie, deci și pământul. Așadar, pământul era de două ori în primejdie, se gândi Bailey că își nu putea pune la îndoială sinceritatea disperată din vocea lui Graer. Pe de altă parte, dacă această crimă a fost un prilej prielnic pentru a-i permite lui Graer să întreprindă ceea ce tot timpul dorise atât de mult, era oare această ocazie cu totul binevenită? Se iveau noi posibilități de investigare pe care figura, privirea sau glasul detectivului nu le trădau. Am fost trimis aici ca să vă ajut, domnule agent, și voi face aceasta din toate puterile mele. Graier își ridică paharul ca să bea în sfârșit și îl privi pe Bailey pe deasupra lui. Bine, dar te rog nicio vorbă auroranului. S-ar putea să fie implicată și Aurora. În orice caz, cei de acolo s-au interesat foarte mult de această crimă. De pildă, au insistat să-l trimită pe domnul Olio împreună cu dumneata. Aurora este puternică, așa că a trebuit să-l primim. Au spus că-l trimit numai pentru că a mai lucrat cu dumneata înainte. Dar se prea poate să dorească să aibă un om de-al lor la fața locului, nu? Și sorbi încet din pahar, continuând să-l privească pe Bailey. Cu un aer gânditor, detectivul își trecu mâna peste fața ei prelungă. Dar dacă... Nu-și termină gândul, ci sări de pe scaun și dădu să se arunce spre graier, uitând că n-avea în față decât o imagine. Căci agentul, privind înspăimântat la pahar, își prinsese gâtul cu mâna și șoptea răgușit. Mă arde! Mă arde!" Apoi scăpă paharul și băutura se împrăștie. Iar odată cu ea se prăbuși și graier cu fața schimonosită de durere. 7. Se îmboldește un doctor. Deinil apăru în cadrul ușii. Ce s-a întâmplat, colege Eli? Dar nu era nevoie de nicio explicație. Vocea lui Daniel se transformă într-un strigăt puternic. Roboți, ai lui Hanis Graier, stăpânul vostru este rănit, roboți! Imediat, în sufragerie pătrunse o siluetă metalică, iar după un minut sau două sosiră încă vreo zece. Trei din ei îl luară cu grijă pe Graier și îl scoaseră din încăpere. Ceilalți începură să deretice și să adune vesela împrăștiată pe podea. Denil interveni brusc. Hei, roboți, lăsați tacâmurile, cercetați locul. Cercetați dacă nu este vreun om în casă. Alarmați roboții de afară. Spuneți-le să cerceteze întregul domeniu. Dacă găsiți vreun stăpân, rețineți-l. Nu-i faceți niciun rău. Sfatul era inutil, dar nici nu-l lăsați să plece. Dacă nu găsiți niciunul, anunțați-mă. Voi rămâne în fața aparatului de vizionare. După ce se împrăștiară roboții, Bailey murmură către Daniel. E doar un început, o travă, desigur. Da, lucrul este evident, colege Eliah și Daniel se așeză într-un chip ciudat de parcă i-ar fi slăbit genunchii. Bailey nu-l văzuse niciodată, nici măcar o clipă, manifestându-se într-un fel care să pară atât de omenesc. Mecanismele mele se resimt dacă un om suferă vătămări în prezența mea, explică Daniel. Dar nu puteai face nimic. Înțeleg asta și totuși parcă mi s-au încălcit circuitele logice. Cred că ceea ce simt s-ar putea compara la o ființă umană cu un șoc. Dacă e așa, atunci revinoți. Bailey nu putea avea răbdare sau înțelegere pentru un robot prea sensibil. Trebuie să examinăm mărunta problema a făptașului. Nu există o trăvire fără o S-ar putea să fie o intoxicație alimentară. O intoxicație întâmplătoare? Într-o lume atât de bine orânduită? Imposibil. Și în plus, o travă se afla în lichidul din pahar, iar simptomele au fost bruște și evidente. A fost o doză de o travă și încă una zdravănă, Uite ce, Daniel, eu trec alături să mă concentrez puțin. Găsește-o pe doamna Del mar. Vezi dacă este acasă și află distanța dintre domeniul ei și cel al lui Graer. Crezi oare că ea... Bailey ridică mâna. Tu, află ce ți-am spus. Atât. Și ieși cu pași mari din încăpere dorind să rămână singur. Evident, într-o lume ca a două atentate atât de apropiate în timp nu puteau fi lipsite de legătură. Iar dacă aceasta exista, concluzia cea mai simplă ar fi că ideea lui Graer despre un complot avea baze reale. Bailey simți cum îl cuprinde o înfrigurare bine cunoscută. Venise pe Solaria purtând în minte dificultățile pământului, ca și pe ale lui însuși. Crima în sine era un lucru îndepărtat, dar acum începuse vânătoarea. Bailey își încleștă dinții. La urma urmelor, ucigașul sau ucigașii sau ucigașa, acționase în fața lui și acest lucru îl irita. Oare îl socotea un element atât de neglijabil? Faptul îi rănise mândria profesională. Bailey știa asta și îi părea bine. Cel puțin îi dădea un motiv clar ca să trateze totul ca pe o simplă crimă, fără a se mai gândi la primejdea ce amenința pământul. Deinil îl găsise între timp și venea spre el cu pași mari. Am făcut ce mi-ai spus, colege Eliah. Am vizionat-o pe doamna Delmar este acasă la peste o mie de mile de domeniul Graer. Am să o văd și eu mai târziu, adică am să o vizionez. Bailey se uită gânditor la robot. Crezi că are vreo legătură cu această crimă? Pe cât se pare, nu o legătură directă, colege Eliah. Vrei să spui că ar exista vreo legătură indirectă? Ar fi putut convinge pe altcineva să o comită. Pe altcineva? întrebă Bailey cu vioiciune. Pe cine? Acest lucru, colege Eliah, nu pot să-l știu. Dar dacă cineva ar fi acționat în numele ei, acel cineva ar fi trebuit să se afle la locul faptei. Da, admise Daniel, cineva trebuia să fie acolo pentru a pune o travă în băutură. Și nu se poate ca băutura otrăvită să fi fost preparată mai dinainte? Poate chiar cu mult înainte? M-am gândit și la acest lucru, colege Eliah, răspunse Daniel calm. Iată de ce am folosit expresia pe cât se pare atunci când am afirmat că doamna Delmar nu are nicio legătură directă cu crima. Există însă posibilitatea ca ea să se fie aflat acolo mai devreme, în cursul zilei. Ar fi bine să-i verificăm deplasările. O să facem asta. O să verificăm dacă fizic a fost tot timpul acasă. Bailey își strânse buzele. Bănuise că în anumite privințe logica robotică dă greș, iar acum se convinsese. Exact cum spunea acel expert. Logic dar nu rațional. Să ne întoarcem în sala de vizionare, spuse el, și să reluăm contactul cu domeniul Graer. Acum camera strălucea de ordine și curățenie. Nimic nu trăda că acolo cu nici măcar o oră înainte un om se prăbușise în chinuri. Trei roboți stăteau cu spatele la perete în obișnuita lor atitudine de supunere respectuoasă. Aveți vreo știre despre stăpânul vostru?" întrebă Bailey. E sub îngrijirea medicului, stăpâne, răspunse robotul din mijloc. Îl vizionează sau îl vede? Îl vizionează. Și ce spune medicul? Va scăpa cu viață? Nu este încă sigur, stăpâne. Ați cercetat casa? Peste tot, stăpâne. Ați găsit vreo urmă a unui alt stăpân decât al vostru? Nu, stăpâne. Dar în ultima vreme ați găsit urme ale unei asemenea prezențe? Niciuna stăpâne. Dar domeniul este cercetat? Da, stăpâne. Cu ce rezultate? Niciunul până acum, stăpâne. Bailey dădu din cap și spuse, Vreau să vorbesc cu robotul care a servit la masă astă seară. Este la verificat, stăpâne. Are reacții anormale. Poate vorbi? Da, stăpâne. Atunci adul aici fără întârziere. Urmă, totuși, o întârziere și Bailey început din nou. Am spus să-l... Daniel interveni suav. Acești roboți comunică între ei prin radio. Cel pe care vrei să-l vezi a fost chemat, dar întârzie tocmai din cauza defectului produs în urma celor întâmplate. Bailey dădu din cap în semn că a înțeles. Putea bănui existența legăturii radio. Într-o asemenea lume masiv robotizată trebuia să existe un sistem de comunicații între roboți care să permită menținerea legăturii între ei. Iată deci cum se face că puteau apărea 10 roboți, deși numai unul fusese chemat, dar numai atunci când era cazul și nu altfel. În cameră intră un robot. și Șchiopăta trăgând un picior. Bailey se întrebă de ce, dar dădu din numeri. Chiar și în cazul roboților primitivi de pe pământ, profanii nu puteau înțelege reacțiile produse prin defectarea circuitelor pozitronice. Un circuit întrerupt putea afecta funcționarea unui picior, ca aici, faptul fiind foarte semnificativ pentru un robotician, dar cu totul lipsit de sens pentru altcineva. Bailey îl întrebă precaut. Îți amintești lichidul incolor de pe masa stăpânului tău din care i-ai turnat un pahar? Da, stăpâne, răspunse robotul. Avea deci și dificultăți în vorbire. Ce lichid era? Era apă, stăpâne. Apă curată, nimic altceva. Apă curată, stăpâne. De unde ai luat-o? De la robinetul rezervorului, stăpâne. Ai lăsat-o la bucătărie înainte de a o aduce? Stăpânul prefera să nu fie prea rece, stăpâne. Ordonașe să se școată apa cu o oră înainte de meșe. Ce împrejurare favorabilă, se gândi Bailey pentru cineva informat. Imediat ce va fi posibil, unul dintre roboți să mă pună în legătură cu doctorul care îl examinează pe stăpânul vostru. Între timp, vreau ca altul să-mi explice cum funcționează rezervorul de apă. Vreau să aflu cum se obține apa aici. Doctorul fu curând disponibil. Era cel mai bătrân spațian pe care îl văzuse vreodată Bailey, având, după părerea detectivului, peste 300 de ani. I se umflaseră vinele de pe mâini, iar părul tăia scurt era alb de tot. Avea obiceiul să se bată cu unghia peste dinții neregulați din față, făcând un zgomot ușor care îl sâcâia pe detectiv. Se numea Altim Tool. Din fericire, a vomitat o mare parte din doză, explică doctorul. Și totuși s-ar putea să nu scape cu viață, e o întâmplare tragică și suspină profund. Ce o travă era, domnule doctor?" întrebă Bailey. Regret, dar nu știu." Țac, țac, țac. Cum? Dar atunci cum îl puteți trata?" Prin stimulare directă a sistemului neuromuscular pentru a împiedica paralizia. În rest, las natura să-și urmeze cursul." Fața doctorului, ușor gălbuie, ca o piele de calitate superioară uzată, purta o expresie rugătoare. Avem prea puțină experiență în acest domeniu. Nu mi-amintesc de alt caz în peste două secole de practică. Bailey îl privi cu dispreț. Știți că există o trăvuri, nu-i așa? A, desigur. Țac, țac, toată lumea știe. Dar n-aveți microfilme documentare de unde să vă informați mai precis? Ar dura zile întregi. Sunt numeroase substanțe toxice minerale. Noi folosim insecticide și n-ar fi imposibil ca cineva să obțină toxine bacteriene, Chiar dacă am găsit datele respective în microfilmele documentare, ne-ar trebui mult timp pentru a procura aparatura și a elabora tehnicile de testare. Dacă nu se pricepe nimeni pe solaria, spuse Bailey cu asprime, îți sugerez să apelezi la celelalte lumi și să afli ce este. Între timp ar fi cazul să verifici dacă nu există o travă în rezervorul de apă al lui Graer. Du-te acolo personal dacă e nevoie și vezi cum stau lucrurile. Detectivul vorbea dur cu acest venerabil spațian, adresându-i se ca unui robot, fără ca măcar să-și dea seama de asta. Și nici spațianul nu vădea vreun semn de protest. Dar cum ar putea fi otrăvită apa din rezervor? Întrebă șovăitor doctorul Tul. Sunt sigur că nu se poate. Probabil că nu e, dar verifică oricum ca să fim siguri. Într-adevăr, posibilitatea era foarte mică. Din explicațiile robotului rezulta că rezervorul era un exemplu tipic de autoconservare solariană. Apa putea pătrunde în el din orice sursă, fiind apoi tratată corespunzător. Microorganismele și materia organică moartă erau eliminate, după care se introducea volumul necesar de aer, ca și diferiți ioni, în cantitățile infime cerute de corpul omenesc. Era deci foarte improbabil ca vreo o travă să poată trece prin toate aceste dispozitive de control. Și totuși, dacă se stabilea cert că rezervorul nu conține o travă, factorul timp devenea evident. Era vorba de acea oră dinaintea mesei când carafa cu apă, expusă la aer, se gândi Bailey iritat, fusese lăsată să se încălzească încet după gustul lui Graer. Dar cum să verific rezervorul cu apă?" întrebă doctorul Tul nedumerit. Dumnezeule, ia un animal cu dumneata, injectează-i în venă puțină apă din rezervor sau dă-i să bea. Folosește-ți capul, omule, și procedează la fel cu cea mai rămasă în carafă. Iar dacă apa de acolo e otrăvită, și trebuie să fie, fă câteva din probele descrise în microfilme, niște probe simple, dar fă ceva. Stai, stai! Ce carafă? Cea în care se afla apa? Cea din care a turnat robotul băutura otrăvită? Păi, să vezi? Cred că a fost spălată, personalul casei nu putea lăsa așa. Bailey, gemu. Desigur, era imposibil să obțină probe atunci când roboți foarte conștiincioși le distrugeau mereu în numele ordinei și curățeniei. Ar fi trebuit să ordone păstrarea apei din carafă, dar aceasta nu era propria lui societate și Bailey nu reușea să reacționeze în modul cuvenit. Dumnezeule! Se comunică în cele din urmă că pe domeniul Graer nu se descoperise nicio urmă a vreunei prezențe umane neautorizate. Acest lucru adâncește enigma, colege Eliah, comentă Daniel, căci pare să excludă existența unui otrăvitor. Bailey, cufundat în gânduri, de-abia îl auzi. Cum? Ba nu, ba nu! Chiar limpezește situația. Însă nu-i dădu nicio explicație știind foarte bine că Daniel nu era în stare să înțeleagă sau să accepte ceea ce Bailey considera a fi adevărul. Dar nici Daniel nu ceru explicații. O asemenea tulburare a firului gândirii unui om ar fi fost foarte nerobotică. Bailey se plimba în agitat de colo-colo, așteptând cu spaimă apropierea perioadei de somn, când îi va reveni teama de spațiile deschise și dorul de pământ. Simțea un fel de dorință febrilă să mențină lucrurile în desfășurare. Aș vrea să o revăd pe doamna Delmar," îi spuse el lui Denil, Puneți-i pe roboți să facă contactul." se duse în sala de vizionare unde un robot manipula deja panoul cu degete metalice agile. Bailey îl urmărea cu privirea încă pierdut în gânduri, care făcură loc unei bruște uimiri atunci când încăperea păru să se umple pe jumătate cu o masă bogată așternută pentru cină și se auzi vocea gladiei. Bună seara! După o clipă apăru și ea în imagine și se așeză. Nu fi surprins, Eliah, e tocmai ora cinei, și sunt foarte îngrijit îmbrăcată, vezi? Într-adevăr, culoarea dominantă a rochiei, un albastru deschis, o îmbrăca în luciri discrete până la glezne și încheieturile mâinilor. Un guler bogat îi acoperea gâtul și umerii, ceva mai deschis ca nuanță decât părul care acum era strâns în bucle disciplinate. Nu voiam să te deranjez la masă," spuse Bailey. Încă n-am început. De ce nu mâncați cu mine?" Detectivul o privi bănuitor. Cum cu tine?" Gladia râse. Voi, pământenii, sunteți tare amuzanți. Nu cu mine ca prezență fizică, nici n-ar fi posibil. Vreau să spun, mergeți în sufragerie și astfel vom putea mânca împreună. Dar dacă plec de aici, robotul tehnician poate menține contactul. Deinil confirmă dând din cap cu gravitate, iar Bailey, puțin șovăitor, se întoarse și porni spre ușă. Gladia, împreună cu masa și cu întregul cadru, porni odată cu el. Vezi? Spuse ea zâmbind încurajator. Tehnicianul menține legătura. Bailey și Daniel se deplasară pe o rampă mobilă pe care detectivul nu-și amintea să o mai fi văzut vreodată. Se pare că existau numeroase căi de acces între încăperile acestei clădiri imposibile, iar el nu cunoștea decât câteva din ele. Dainil, firește, le știa pe toate. Și însoțindu-i mereu prin pereți, uneori puțin sub nivelul podelei, alteori puțin deasupra, se deplasa Gladia cu cina ei cu tot. Bailey se opri și murmură, Îți trebuie oarecare timp să te obișnuiești cu așa ceva." Te amețește?" întrebă Gladia. Puțin." Atunci uite ce-ți propun. Tehnicienii tăi să blocheze imaginea aici, iar când ajungeți în sufragerie și totul e gata, să o transpună acolo." Am să dau dispoziții în acest sens, colege Eliah," spuse Daniel. Propria lor masă era deja instalată la sosirea în sufragerie. În farfurii aburea o supă maro în care pluteau cuburi de carne, iar în centrul mesei se găsea o mare pasăre friptă. Dainil spuse câteva cuvinte robotului care servea și acesta, cu multă îndemânare, puse ambele tacâmuri la același capăt al mesei. Ca la un semnal, zidul din față păru să alunece în lături, masa păru că se lungește și gladia se ivi așezată la celălalt capăt. Cele două încăperi și mese se uniseră atât de precis, încât dacă n-ar fi fost deosebirile din desenul tapetului și al pardoselii, ca și vesela și tacâmurile diferite, ai fi putut crede că într-adevăr cinau toți împreună. Așa!" exclamă Gladia cu satisfacție. Nu este plăcut?" Chiar foarte!" răspunse Bailey. Apoi gustă puțin din supă, o găsi delicioasă și își puse o porție mai mare. Ai auzit de agentul Graer?" Fața femeii se întunecă brusc. Punând lingura jos, Gladia spuse, E îngrozitor, bietul Hanis." Văd că folosești numele mic. Îl cunoști?" Cunosc aproape toți oamenii importanți de pe Solaria. Majoritatea solarienilor se cunosc între ei. E firesc." Într-adevăr, e firesc," își spuse Bailey, căci câți erau cu toții la urma urmelor. Apoi cu voce tare. Atunci îl cunoști poate și pe doctorul Altimtul. Graer e în îngrijirea lui." Gladia râse încetişor. Robotul care o servea îi tăia felii de carne, adăugând la ele niște cartofi mici, rumeniți și felii de morcov. Firește că-l cunosc, m-a îngrijit și pe mine. Te-a îngrijit? Când? După... după necazul acela, adică după moartea sosului meu. Doar nu e singurul medic de pe planetă? Întrebă Bailey cu surprindere. A, nu! Câteva clipe buzele ei se mișcară de parcă ar fi numărat pentru sine. Sunt cel puțin zece, și mai știu și un tânăr care studiază medicina. Dar doctorul Tul e printre cei mai buni. Are foarte multă experiență. Bietul doctor Tul. De ce bietul? Păi să vezi de ce. Profesia de medic este foarte ingrată. Uneori trebuie să vezi bolnavi, ba chiar să-i atingi dar doctorul Tul pare să se fi resemnat în privința asta și nu ezită niciodată să vadă un bolnav când crede că e cazul. A fost doctorul meu din copilărie și e totdeauna atât de amabil și prietenos încât aproape că n-aș avea nicio obiecție dacă ar fi nevoie să mă vadă. De pildă, ultima oară chiar m-a văzut. După moartea soțului tău, vrei să spui? Da. Îți poți închipui ce a simțit văzând corpul soțului meu și pe mine zăcând acolo. Mi s-a spus că a vizionat corpul, observă Bailey. Corpul, da, dar după ce s-a asigurat că trăiesc și că nu există niciun pericol, le-a ordonat roboților să-mi pună o pernă sub cap, să-mi facă nu știu ce injecție și apoi să iasă. După care a venit aici cu un reactor, chiar așa, cu un reactor. Nu i-a luat nicio jumătate de oră și m-a îngrijit și s-a convins că totul e în ordine. Eram atât de amețită când mi-am venit în fire, încât credeam că-l vizionez, știi, și doar când m-a atins mi-am dat seama că ne vedeam și am țipat. Bietul doctor Tul era foarte stânjenit, dar știu că venise cu cele mai bune intenții. Bailey dădu din cap. Cred că nu prea aveți nevoie de doctor pe solaria. Sper să n-avem. Știu că nu suferiți de boli infecțioase. Aveți tulburări metabolice? Aterioscleroză? Diabet? Altceva de genul ăsta? Se întâmplă uneori, dar e foarte neplăcut. Medicii pot ameliora din punct de vedere fizic viața unor asemenea bolnavi, dar ăsta e un aspect minor. Adică, asta înseamnă că analiza genică n-a fost bună. Doar nu-ți închipui că lăsăm intenționat să apară defecte ca diabetul. Toți cei care se îmbolnăvesc de așa ceva trebuie să fie reanalizați foarte amănunțit. Li se retrage repartiția unui soț sau a unei soții, ceea ce e un lucru foarte penibil pentru persoanele în cauză. Și n-au voie, n-au voie... Vocea gladiei se redusese la șapte. Să aibă copii. N-au voie să aibă copii? Întrebă Bailey cu glas normal. Gladia se îmbujoră. E un cuvânt îngrozitor de pronunțat. Co copii. Te obișnuiești după un timp, spuse Bailey sec. Da, dar dacă mă obișnuiesc, ar putea să-l pronunț și în fața vreunui solarian și aș intra în pământ de rușine. Oricum, dacă perechea are deja copii, Vezi, l-am pronunțat iarăși. Aceștia trebuie găsiți și examinați. Asta era una din atribuțiile lui Rikein, de fapt. Și ce mai, e bucluc mare. Deci așa stau lucrurile cu tul, se gândi Bailey. Incompetența doctorului era un rezultat firesc al organizării sociale și nu conținea nimic sinistru. Nimic neapărat sinistru. Să-l scoatem deci din cauză, cel puțin parțial. O privi apoi pe Gladia mâncând. Era grațioasă, precisă și delicată în mișcări și părea să aibă un apetit normal. Dar și pasărea din fața lui era delicioasă. Într-o privință cel puțin, a hranei puteai ușor deveni mofturos în aceste lumi exterioare. Ce crezi despre o trăvire, Gladia?" întrebă el. Gladia își ridică privirile. Încerc să nu mă gândesc la ea. S-au petrecut atâtea grozăvii în ultima vreme. Poate nici n-a fost o trăvire. A fost?" Dar nu era nimeni prin preajmă. De unde știi? Nu putea fi. Graer nu mai avea soție de când și-a completat cota de eco. Știi ce vreau să spun? Și cum n-avea cine să-i pună o treabă, cum putea fi otrăvit? Dar a fost otrăvit. E un fapt și trebuie să-l acceptăm. Ochii gladiei se umbriră. Bănuiești că a făcut-o singur? Mă îndoiesc. De ce ar fi făcut-o? Și de ce în public? Atunci n-a făcut-o nimeni, Eliah. Nu putea face nimeni. Din potrivă, Gladia, era foarte ușor de făcut și sunt sigur că știu exact cum. 8. Se desfide un spațian Gladia păru să-și țină o clipă răsuflarea, dându-i apoi drumul cu un fel de șuierat printre buzele strânse. Apoi spuse, Eu însă nu înțeleg cum. Știi cine a făcut-o? Bailey confirmă dând din cap, Cel care l-a omorât și pe soțul tău. Ești sigur? Tu nu? Uciderea lui Rikain a fost prima din istoria solariei. După o lună se comite altă crimă. Poate fi asta o coincidență? Doi ucigași diferiți care asasinează independent la interval de o lună pe o planetă unde crima nu se cunoaște? De asemenea, nu uita că a doua victimă tocmai cerceta primul asasinat și că atare constituia un mare pericol pentru asasin. Ei da, spuse Gladia trecând la desert și continuând printre împucături. Dacă așa vezi tu lucrurile, eu sunt nevinovată. Cum asta? Păi, Eliah, eu n-am fost în viața mea pe domeniul Graer. Așa că nu l-am putut otrăvi pe agent și dacă n-am făcut-o, atunci nu l-am ucis nici pe soțul meu. Dar cum Bailey păstra o tăcere severă, gladiei îi scăzu curajul și colțurile gurii îi se lăsară în jos. Nu gândești și tu la fel, Eliah. Nu pot fi sigur. Ți-am spus că știu ce metodă s-a folosit pentru otrăvirea lui Graer. Este foarte ingenioasă și oricine de pe Solaria o putea întrebuința fără să fi fost vreodată pe domeniul agentului. Fără să fi fost vreodată pe domeniul agentului. Gladia își încleștă pumnii. De ce afirmi? Că am făcut-o eu? Nu afirm asta. Dar lași să se înțeleagă. Buzele îi se strânseseră de furie iar pomeții îi se înroșiseră. De asta ai vrut să mă vizionezi? Ca să-mi pui întrebări viclene, să mă prinzi în cursă? Stai puțin! Păreai atât de înțelegător! Ești un... un pământean!" La acest cuvânt, contra alto, vocii ei se transformase într-un șuierat furios. Daniel se înclină spre gladia cu fața lui impasibilă și spuse, Mă iertați, doamnă Delmar, dar țineți cuțitul cam strâns și v-ați putea răni. Aveți grijă, vă rog!" Gladia se uită furioasă la cuțitul scurt, bont și, fără îndoială, absolut inofensiv pe care îl ținea în mână. Apoi, cu o mișcare dezordonată, îl ridică în sus. Nu mai înțeles, Gladia," spuse Bailey. Cine naiba să te înțeleagă? Uf!" Apoi se scutură cu un dezgust exagerat și strigă, întrerupe contactul. Aceste din urmă cuvinte erau adresate de sigur unui robot care nu apărea în imagine după care gladia și cadrul respectiv dispărură, fiind înlocuite de perete ca la început. Am dreptate să cred că acum o consideri vinovată pe această femeie?" întrebă Daniel. Nu," răspunse Bailey categoric. Celui care a înfăptuit crima îi trebuiau anumite caracteristici într-o doză mult mai mare decât la această biată femeie." Se înfurie ușor. Și cei cu asta? Mulți se înfurie ușor. Ține minte în plus că de câtva timp trăiește în tensiune." Dacă eu m-aș fi aflat sub asemenea tensiune și cineva m-ar fi tratat așa cum își închipuie ea că am tratat-o, probabil că aș fi reacționat mult mai violent decât să flutur prostește un cuțit bont." N-am putut deduce tehnica otrăvirii la distanță, așa cum zici că ai reușit tu, spuse Daniel. Bailey simți o anumită satisfacție răspunzându-i. Știu că n-ai putut. Îți lipsește capacitatea de a descifra această enigmă. Vorbise pe un ton categoric, iar Daniel acceptă afirmația detectivului cu calmul și gravitatea sa de totdeauna. Bailey continuă. Am două sarcini pentru tine, Daniel. Care anume colege Elia? Mai întâi ia legătura cu doctorul Tull și află în ce stare era doamna Delmar la moartea soțului ei, cât timp a îngrijit-o și așa mai departe. Vrei să afli ceva în mod special? Nu, încerc doar să strâng date. Și nu-i prea ușor pe această planetă. În al doilea rând, află cine îl va înlocui pe Graer ca șef al serviciului de securitate și aranjează o convorbire cu el pentru mâine dimineață. Eu unul, adăugă el fără pic de entuziasm, am să mă duc la culcare și sper până la urmă să adorm. Apoi, aproape enervat. Crezi că pot găsi o film, o carte ca lumea în casa asta? Cred că ar trebui să-l chem pe robotul bibliotecar, răspunse Daniel. Bailey se simțea de-a dreptul iritat că trebuie să aibă de-a face cu robotul. Ar fi preferat să caute singur. Nu, spuse el, nu ceva clasic, pur și simplu o carte despre viața cotidiană de pe Solaria. Adu vreo 5-6. Robotul se supuse, nici nu se putea altfel, dar în timp ce mânuia niște dispozitive care extrăgeau filmocărțile cerute din casetele lor și le scoteau afară printr-o deschizătură, de unde ajungeau în mâinile lui Bailey, continua să sporovoiască pe un ton respectuos despre toate celelalte genuri ce se găseau în bibliotecă. Poate că stăpânului i-ar putea place un roman de aventuri despre epoca explorării sau o excelentă prezentare a chimiei cu modele mobile de atom sau o povestire fantastică sau o galactografie. Lista era interminabilă. Soarele gol Pista 7 Bailey, care aștepta romanele cerute, spuse cu severitate. De ajuns, luă cu propriile mâini, propriile mâini, un aparat de vizionat și plecă cu ele. Robotul porni după el spunând, Aveți nevoie de mine pentru reglare, stăpâne? Nu, rămâi aici, ordonă Bailey tăios. Robotul se înclină și rămase în urmă. Așezat în pat, a cărui spetează se iluminase, detectivul fu cât pe ce să-și regrete cuvintele. Aparatul era un model necunoscut și Bailey n-avea nici cea mai mică idee cum să introducă filmul. Se încăpățână însă și până la urmă, desfăcându-l în bucăți și montându la loc, reuși să se descurce. Cel puțin putea vedea filmul și chiar dacă centrarea nu era perfectă, se simțea mulțumit pentru această clipă de independență față de roboți. Apoi, timp de o oră și jumătate, privi fragmentar patru din cele șase filme și rămase dezamăgit. Abusese o teorie, după părerea lui, nu exista cale mai bună pentru a putea cunoaște ceva din modul de viață și de gândire al solarienilor decât aceea de a le citi romanele. Și avea nevoie de o asemenea cunoaștere pentru a-și putea urma cercetările așa cum trebuie. Dar acum se vedea nevoit să renunțe la această teorie. Vizionase câteva romane și nu reușise să vadă decât oameni cu probleme ridicole, care se purtau prostește și reacționau imprevizibil. De ce și-ar părăsi o femeie slujba aflând că fica ei are aceeași profesie și, mai mult, de ce ar refuza să-și explice motivele ajungând până la crearea unor complicații ridicole și insuportabile? De ce oare s-ar simți umiliți un doctor și o pictoriță văzându-se repartizați unul altuia și ce era atât de nobil în stăruința doctorului de a lucra în cercetarea robotică? Introduse în aparat cel de-al cincelea roman și ajustă sistemul de vizionare. Era mort de oboseală atât de obosit încât a doua zi nu-și mai amintea nimic altceva despre acest roman, era un fel de poveste cu suspans, decât începutul în care un nou proprietar de domeniu își luase în primire casa și viziona niște dări de seamă filmate pe care îi le prezenta respectuos un robot. Probabil că adormise cu aparatul pe cap și cu toate luminile aprinse. După care, desigur, intrase vreun robot care luase grijuliu aparatul și stinsese luminile. Oricum, dormise și o visase pe Jessie. Totul era ca înainte. Nu plecase niciodată de pe pământ. Se pregăteau să se ducă la bucătăria de cartier, și apoi la un spectacol cu niște prieteni. Vor folosi banda rulantă, vor vedea lume, și niciunul nu va avea niciun fel de griji. Se simțea fericit. Iar Jessie era frumoasă. Slăbise puțin. De ce era oare atât de zveltă și atât de frumoasă? Un singur lucru nu era în ordine. Se aflau direct în bătaia soarelui privi în sus unde nu se vedea decât baza boltită a nivelurilor superioare. Și totuși soarele strălucea, luminându-i puternic pe toți, dar nimeni nu se temea. Bailey se trezi tulburat. Îi lăsă pe roboți să-i servească micul dejun și nu vorbi cu Daniel. Nu spuse nimic, nu întrebă nimic și dădu pe gâtă o excelentă cafea fără să-i simtă gustul. De ce visase despre soarele vizibil, invizibil?" Înțelegea să viseze despre pământ și despre Jesse, dar ce căuta soarele în acest vis? Și de ce îl sâcâia tocmai acest gând? Colege Eliah," îl chemă Daniel încet. Da?" Corwin Ethelbisch te va viziona peste o jumătate de oră. Am făcut aranjamentele necesare." Cine naiba mai e și Corwin ăsta?" întrebă Bailey tăios și își mai turnă o ceașcă de cafea. Era principalul asistent al lui Graer, colege Eliah. Iar acum este șef interimar al serviciului de securitate. Atunci vă contactul pe loc. După cum ți-am spus, am fixat vizionarea peste o jumătate de oră. Nu mă interesează când ai fixat-o, fără acum, e un ordin. Voi încerca colege Eliah, dar s-ar putea ca el să nu accepte. Să încercăm și hai odată Daniel. Șeful interimar al serviciului de securitate acceptă contactul și prima oară de când se afla pe Solaria, Bailey văzu un spațian care arăta exact așa cum și-i imaginau pământenii. Etelbiș era înalt, suplu și bronzat, cu ochii căprui deschis și bărbia masivă și dură. Semănava vag cu Daniel, dar pe când robotul era idealizat, aproape ca un zeu, corun Etelbiș avea anumite trăsături omenești. Tocmai se bărbierea. Un mic creion abraziv împrăștia particule fine care îi se depuneau pe obraj și pe bărbie, dezintegrând perii într-o pulbere aproape imaterială. Bailey auzise despre acest instrument, dar nu văzuse niciodată vreunul. Dumneata, ești pământeanul?" întrebă Ethelby cam nedesușit printre buzele întredeschise în timp ce pe sub nas îi trecea un val de praf abraziv. Sunt Eliah Bailey, detectiv categoria a vin de pe pământ." E cam devreme," observă Etlbiș, închizându-și aparatul cu un zgomot sec și aruncându-l undeva în afara imaginii. Ce te frământă pământene? Pe Bailey l-ar fi iritat tonul ăsta chiar dacă ar fi fost în cea mai bună dispoziție. Acum pur și simplu fierbea. Cum se simte agentul Graer? întrebă el. Trăiește încă, s-ar putea să scape. Otrăvitorii de aici, de pe Solaria, nu se pricep la doze. Lipsă de experiență, i-au dat prea multă otravă și a vomitat-o. Cu jumătate de doză l-ar fi ucis. Otrăvitori? Nu există nicio urmă de otravă. Dumnezeule, exclamă Bailey, dar ce credeți că a fost? O serie de lucruri. Unui om îi se pot întâmpla multe. Etlăbiș își frecă fața căutând cu vârfurile degetelor posibilele asperități. Nici nu știi ce probleme metabolice pot apărea după 250 de ani. Dacă așa stau lucrurile, i-ați asigurat o îngrijire medicală competentă? Raportul doctorului Tull? Asta era prea de tot. Furia care se acumulase în Bailey încă de la trezire făcu explozie. Nu-mi pasă de doctorul Tull, strigă detectivul cu mânie. Am spus îngrijire medicală competentă. Doctorii dumneavoastră nu se pricep la nimic, ca și detectivii dumneavoastră, dacă ați avea vreunul. A trebuit să aduceți un detectiv de pe pământ. Aduceți atunci și un doctor. Solarianul îl privi rece. Mă înveți ce trebuie să fac? Da, și încă pe gratis. Fac cinste. Graer a fost otrăvit. Am văzut totul. A băut, a vomitat și a răgnit călar de pe gâtlej. Cum numiți dumneavoastră asta când vă gândiți că tocmai cerceta?" Și Bailey se opri brusc. Ce cerceta?" întrebă Etlebiș impasibil. Bailey își amintise cu neplăcere de prezența lui Daniel, care în poziția lui obișnuită stătea la vreo trei metri distanță. Graer nu voia ca Daniel, un auroran, să afle despre aceste cercetări, așa că detectivul continuă fără entuziasm. Sunt și unele implicații politice," Etelbiș își încrucișă brațele pe piept cu un aer distant, plictisit și ușor ostil. Pe Solaria nu avem o viață politică în sensul în care am auzit că ar fi în alte lumi. Hannes Greyer e un bun cetățean, dar are prea multă imaginație. El este cel care, auzind despre dumneata, a cerut să te importăm aici. Ba chiar a acceptat să fii însoțit de un auroran. Eu n-am crezut necesar niciodată acest lucru. Nu e niciun mister la mijloc. Rickey Delmar a fost ucis de soția lui și vom afla noi cum și de ce. Și dacă nu reușim, o vom analiza genetic și vom lua măsurile cuvenite. Cât despre Graer, o trăvire născocită de dumneata nu are nicio însemnătate. Vreți să spuneți că n-am ce căuta aici? Întrebă Bailey necrezându-și urechilor. Cam așa ceva. Dacă vrei te poți înapoia pe pământ. Aș spune chiar că te îndemnăm să o faci. Bailey rămase surprins de propria sa reacție. Nu, domnule exclamă el. Nu mă mișc de aici. Noi te-am angajat, detectiv Bailey, și tot noi putem renunța la serviciile dumitale. Te vei înapoia pe planeta de baștină. Ba nu, ascultați-mă. Sunteți spațian, iar eu doar un pământean, dar cu tot respectul cuvenit și cu cele mai profunde scuze vă spun că sunteți speriat. Retrageți afirmația, exclamă Etlbiș, ridicându-se în picioare și privindul arogant pe pământean, de la înălțimea celor aproape 2 metri ai săi. Sunteți speriat la culme. Credeți că veți fi următorul dacă nu abandonați acest caz. Ce dați ca să fiți lăsat în pace, ca să vă fie cruțată această amărâtă de viață? Bailey nu știa cine puteau fi cei care aveau să-i cruțe viața lui Etlăbiș și nici măcar dacă existau asemenea persoane. Voia pur și simplu să-l umilească pe acest spațian arogant și gusta efectul pe care vorbele lui îl aveau asupra autocontrolului celuilalt. Vei pleca până într-o oră," spuse Etelbiș, îndreptând degetul spre el cu o furie reținută. Nu vom ține seama de niciun considerent diplomatic, te asigur." Economisește-ți amenințările spațiene. Pământul e un nimic pentru dumneata, recunosc, dar nu sunt singur aici. Dăm voie să ți-l prezint pe colegul meu, Daniel Oliwow. E de pe Aurora. Nu vorbește prea mult. N-a venit aici ca să vorbească. De asta mă ocup eu. Dar aude perfect și nu-i scapă niciun cuvânt. Așa că uite ce e, Ethelbiș! Belly îi spuse pe nume cu multă satisfacție. Orice treburi necurate s-ar petrece aici, pe Solaria, se interesează de ele și Aurora, și încă vreo 40 de lumi exterioare. Dacă ne dați afară, veți primi vizita unor astronave de război. Sunt de pe pământ și știu cum se fac lucrurile astea. Ofense de acest fel atrag după ele vizita urgentă a navelor de război. Etelbiș se uită la Deinil și păru să stea pe gânduri. Vocea îi se mai înmuie. Nu se întâmplă nimic aici care să privească pe cineva din afară. Graer era de altă părere și colegul meu l-a auzit. Nu era momentul să șovăie în fața unei minciuni. La aceste cuvinte, Daniel se întoarse spre Bailey, dar detectivul nu-i dădu nicio atenție, ci continuă. Am de gând să duc mai departe această anchetă. De fapt, aș accepta cu mare plăcere să mă întorc acasă. Chiar și numai visele despre pământ a ajuns să mă tulbure. Dacă aș fi proprietarul acestui palat infestat de roboți, aș renunța la el imediat cu toți roboții și cu dumneata și lumea asta îngrozitoare în schimbul unui bilet pentru acasă. Dar n-am să mă las expediat de dumneata. În niciun caz, atât timp cât chestiunea pentru care am fost detașat aici rămâne deschisă. Încearcă numai să scap de mine contrar voinței mele și veți avea de-a face cu artileria spațiană. Mai mult încă, de acum încolo, această anchetă va fi condusă așa cum doresc eu. Eu răspunde ea. Am să văd persoanele pe care vreau să le văd. Am să le văd, nu am să le vizionez. Sunt obișnuit să văd și așa am de gând să procedez. Pentru toate astea cer aprobarea oficială a serviciului dumneavoastră. E ceva imposibil, intolerabil. Daniel, spune-i tu cum stau lucrurile. Umanoidul început să vorbească cu detașare. Așa cum v-a informat colegul meu, domnule agent Etelbisch, am fost trimis aici pentru a încheta o crimă. Este indispensabil să facem aceasta. Firește, nu dorim să vă încălcăm obiceiurile și se poate să nu fie nevoie să vedem unele persoane, deși ar fi util să dați aprobarea pentru cazurile necesare, așa cum a cerut detectivul Bailey. Cât despre expedierea noastră de pe planetă, cred că ar fi nerecomandabilă, cu tot regretul ce-l încercăm gândindu-ne că prezența noastră aici ar putea fi dezagreabilă dumneavoastră sau oricărui alt solarian. Bailey asculta aceste fraze pompoase cu buzele strânse sever în ceea ce nu arăta nici pe departe a zâmbet. Ca unul care știa că Daniel este robot, își dădu seama că acesta proceda astfel încât să nu jignească pe niciunul din cei doi oameni. Dar pentru cineva care îl credea pe Deinil Auroran, venit de pe cea mai veche și mai puternică lume exterioară, ele păreau o serie de amenințări subtil politicoase. Am să mă gândesc," spuse Etelbiș, punându-și vârfurile degetelor pe frunte. Nu prea mult," conchise Bailey, căci am de făcut niște vizite până într-o oră și nu e vorba de vizionare." Încheiat vizionarea făcu semn robotului să întrerupă contactul, după care privi cu surprindere și plăcere spre locul unde îl văzuse pe Etelbiș. Totul fusese pe negândite. Un impuls născut din visul său și din aroganța inutilă a spațianului. Dar acum că tot se întâmplase, îi părea bine. Tocmai asta voia de fapt, să preia conducerea anchetei. Și apoi se gândi Bailey, i-am spus câteva acestui tip scârbos. Ar fi vrut ca toată populația pământului să fi urmărit scena, cu atât mai mult cu cât Etelbiș arăta într-adevăr ca un spațian. Și totuși, de ce fusese atât de vehement în problema văzutului? Nu prea înțelegea nici el de ce. Avea, desigur, anumite planuri care implicau și vederea, nu vizionarea, unor solarieni. Perfect. Vorbise însă cu atâta enfază despre chestiunea văzutului de parcă ar fi fost gata să dărâme pereții casei, chiar dacă asta nu slujea la nimic. De ce? Îl mai îmboldise ceva pe lângă cazul în sine, ceva care n-avea nicio legătură cu securitatea pământului, dar ce anume? Deodată își aminti din nou visul. Soarele strălucind prin toate straturile opace ale giganticelor orașe îngropate de pe pământ. Mă întreb, Colege Eliah, dacă treaba aceasta nu este cumva riscantă, spuse Daniel cu prudență, atât cât putea vocea lui să redea o atitudine omenească. Că l-am luat la sigur pe tipul ăsta? A mers. Și, de fapt, nu erau doar niște amenințări de șarte. Cred că este într-adevăr important ca Aurora să afle ce se petrece aici și că Aurora își dă seama de asta. Apropo, îți mulțumesc că nu mai dai de gol. A fost o decizie firească. Faptul că te-am susținut îi dăunează într-un anumit mod subtil agentului Etelbiș, dar să te fi dat pe tine de gol însemna să-ți fac un rău mai mare și mai direct. Deci s-au ciocnit două potențiale și cel mai înalt a câștigat, nu-i așa, Denil? Exact, colege Eliah. Îmi dau seama că procese similare se petrec într-un mod mai greu de definit și în mintea omenească. Repet, totuși, că această nouă propunere a ta comportă riscuri. Ce nouă propunere? Nu sunt de acord cu intenția ta de a vedea oameni, adică de a-i vedea în contrast cu a-i viziona. Înțeleg și nici nu-ți cer acordul. Am însă instrucțiunile mele, colegei Eliach. Nu știu ce ți-a spus agentul Hannes Grayer în lipsa mea aseară. Că ți-a spus ceva apare evident din schimbarea atitudinii tale față de această problemă. Totuși, pe baza instrucțiunilor mele, pot încerca să ghicesc trebuie să te fi prevenit despre posibilitatea unui pericol pentru alte planete ce s-ar naște din situația de pe Solaria. Cu mișcări lente, Bailey început să-și caute pipa. Făcea când și când acest lucru și încerca de fiecare dată un sentiment de iritare, negăsindu-o și amintindu-și că nu putea fuma. Dar sunt numai 20.000 de, de solarieni. Ce pericol pot reprezenta ei? Stăpânii mei de pe Aurora sunt de câtva timp neliniștiți în legătură cu solaria nu mi s-au comunicat toate informațiile disponibile, iar puținul ce ți s-a comunicat, s-a interzis să mi-l spui și mie, nu-i așa?" întrebă Bailey cu asprime. Mai rămân multe de aflat până să putem discuta liber această chestiune. Ei bine, ce fac solarienii? Arme noi? Subversiune plătită? O campanie de asasinate individuale? Ce pot face 20.000 de mii contra sutelor de milioane de spațieni? Daniel nu răspunse. Am de gând să aflu. Știi asta?" continuă Bailey. Dar nu în felul în care vrei să o faci, colege Eliah. Am primit instrucțiuni foarte clare să-ți asigur securitatea. De asta trebuie să ai oricum grijă, prima lege. Mai mult decât atât, într-un conflict care ar opune securitatea ta securității altuia, trebuie să o apăr pe a ta. Firește, înțeleg asta. Dacă mi se întâmplă ceva, nu pot să mai rămâi pe solaria fără a provoca complicații pe care Aurora nu este încă pregătită să le înfrunte. Cât timp sunt în viață, mă aflu aici la solicitarea solarienilor, așa încât putem să ne dăm importanță dacă e nevoie și să-i facem să ne țină în continuare. Dacă mor însă, se schimbă întreaga situație. Deci ai primit ordin să aperi viața lui Beli, nu-i așa, Denil? Nu-mi pot permite să interpretez rațiunile ce au condus la acest ordin, E în regulă, nu-ți face griji pentru asta. Nu o să mor din cauza spațiului liber dacă voi găsi că trebuie să văd unele persoane. Am să rezist, ba chiar m-aș putea obișnui. Nu este vorba numai de spațiul liber, colege Eliah. Este vorba de vederea unor solarieni. Eu nu pot accepta aceasta. Vrei să spui că nu o să le placă spațienilor? Cu atât mai rău pentru ei. N-au decât să-și pună mănuși și filtre nazale, să dezinfecteze aerul, iar dacă vederea mea în carne și oase contravine moravurilor delicate de aici, n-au decât să roșească și să înghită. Căci am de gând să îi văd. Este un lucru necesar și îl voi face. Dar nu-ți pot permite așa ceva, colege Eliah. Nu-mi poți permite? Înțelegi de sigur motivul, colege Eliah. Nici de cum. Amintește-ți că agentul Graer, principalul anchetator solarian al acestei crime, a fost otrăvit. Nu este clar că dacă îți permiți să-ți aplici planul de a-ți expune propria persoană, următoarea victimă vei fi chiar tu? Cum ți-aș putea deci permite să renunți la siguranța pe care ți-o dă această vilă? Dar cum mă vei opri să o fac, Deinil? Cu forța la nevoie, colege Eliah, răspunse Denil calm. Chiar dacă ar trebui să-ți facă rău, căci dacă nu, vei muri cu siguranță. 9. Se contracarează un robot. Așadar, potențialul superior câștigă din nou, observă Bailey. Mi-ai face rău ca să-mi protejezi viața. Nu cred că va fi necesar să-ți fac vreun rău, colege Elia. Știi doar că te depășesc în putere și nu vei încerca o rezistență inutilă. Dar, dacă va fi necesar, voi fi obligat să-ți fac rău. Te-aș putea dezagrega pe loc, ripostă detectivul. Chiar acum, potențialele mele nu mă împiedică să o fac. M-am gândit că ai putea lua această atitudine. Mai ales atunci când, îndreptându-ne încoace, ai devenit la un moment dat violent în vehiculul ce ne transporta. Distrugerea mea este neînsemnată în comparație cu propria ta siguranță, dar ea ți-ar produce până la urmă neplăceri și ar stânjeni planurile stăpânilor mei. În consecință, una din primele mele griji a fost, în cea din tâi noapte pe care ai petrecut-o aici, să-ți scot încărcătura din dezagregator. Bailey își mușcă buzele. Îl lăsase deci cu arma descărcată. Duse numai decât mâna la tocul dezagregatorului, scoase arma afară și constată că acul încărcăturii indica zero. O clipă cântării în mână bucata de metal inutil, tentat să o arunce în capul lui Denil. La ce bun însă? Robotul s-ar fi ferit cu agilitate. Puse deci arma la loc, gândindu-se că ar putea să o reîncarce la timpul potrivit, apoi spuse rar și meditativ. Nu mă poți păcăli, Daniel." Cum adică, colege Eliah?" Prea mult o faci pe șeful, mereu împui pui bețe în roate. Ești într-adevăr robot?" Te-ai mai îndoit odată," răspunse Daniel. Anul trecut pe pământ m-am îndoit că er Daniel Oliu era într-adevăr robot. S-a dovedit că era. Cred că încă este. Întrebarea mea însă e aceasta. Ești er Daniel Oliu? Sunt, da?" Denil a fost făcut să semene foarte mult cu un spațian. De ce n-ar putea și un spațian fi făcut să semene cu Deinil? Pentru care motiv? Ca să conducă ancheta de aici cu mai multă inițiativă și competență decât ar dovedi un robot. Și totuși, jucând rolul lui Denil, mă poți ține sub control, dându-mi un fals sentiment de autoritate. Căci la urma urmelor lucrez prin mine și trebuie să mă poți influența. Nu este așa, colege Eliah. Dovedește-mi, spuse Beli, îndreptându-se încet către o măsuță și punând mâna pe ea. O poți face destul de ușor dacă ești robot. arată metalul de sub piele. Dar te asigur, arată metalul, spuse Beli tăios. E un ordin. Sau nu te mai simți obligat să execuți ordinele? Deinil își desfăcu cămașa. Peri blonzi rari îi acopereau pielea netedă și bronzată. Robotul apăsă ușor sub mamelonul stâng. Pielea și carnea se desfăcură de-a lungul pieptului fără nicio picătură de sânge, iar de desubt apărut lucirea metalului. În acest timp, mâna lui Bailey, care se găsea pe măsuță, se deplasă câțiva centimetri spre dreapta și apăsă un buton de comandă. Aproape imediat, în cameră se ivi un robot. Nu mișca, Daniel!" strigă detectivul. E un ordin, rămâi așa!" Daniel rămase țeapă de parcă viața, sau mai bine zis, imitația robotică a vieții l-ar fi părăsit brusc. Bailey strigă către robot. Poți să mai aduci doi roboți aici fără să pleci? Dacă poți, fă-o imediat." Da, stăpâne," răspunse robotul. Și alți doi roboți intrară chemați prin radio. Cei trei se așezară în șir. Băieți," li se adresă detectivul, vedeți această creatură pe care ați crezut-o stăpân?" Șase ochi roșietici se întoarse răsolem spre Denil. Îl vedem, stăpâne," răspunseră în cor cei trei roboți. Vedeți că acest așa zis stăpân este de fapt un robot ca și voi, că ce făcut din metal. Numai aspectul îl are de om. Da, stăpâne. Nu trebuie să vă supuneți niciunui ordin pe care vi-l dă, înțelegeți? Da, stăpâne. Eu, pe de altă parte, sunt om adevărat. O clipă cei trei ezitară și Bailey se întrebă dacă, arătându-le că un obiect poate părea om, fiind totuși robot, nu cumva se îndoiau că orice ar avea aspect omenesc poate fi cu adevărat om. Dar imediat, unul dintre roboți spuse, Sunteți om, stăpâne!" Și Bailey răsuflă ușurat. Gata, Daniel!" spuse el. Acum te poți mișca!" Daniel luă o poziție mai firească și spuse calm. După cum văd, îndoielile cu privire la identitatea mea n-au fost decât un truc menit să mă facă să-mi dezvălui adevărata natură în fața acestora." Exact!" răspunse Bailey, privind în altă parte. E o simplă mașină," își spunea detectivul. Și doar nu te poți acuza că ai înșelat o mașină." și totuși nu reușea să alunge complet un sentiment de rușine. Așa cum stătea acolo cu pieptul deschis, Daniel avea ceva foarte omenesc în înfățișare, ceva ce putea fi înșelat. Închideți pieptul, Daniel, și ascultă-mă," spuse Bailey. Ca forță fizică ești mult inferior a acestor trei roboți, este clar, nu?" Este clar, colege Eliah." Bun. Acum, băieți," continuă detectivul, întorcându-se din nou spre cei trei, nu veți spune nimănui, om sau stăpân, că această creatură e un robot. Niciodată, absolut niciodată, fără dispoziții primite, numai de la mine. Îți mulțumesc, rostit Daniel încet. Totuși, continuă Bailey, acest robot umanoid n-are voie să se amestece în niciun fel în acțiunile mele. Dacă încearcă așa ceva, îl veți reține cu forță, având grijă să nu-l deteriorați decât în caz de absolută necesitate nu-i veți permite să intre în contact cu niciun alt om afară de mine și nici cu alți roboți afară de voi, fie prin vedere, fie prin vizionare. Și nu-l veți părăsi nicio clipă. Țineți-l în această cameră unde veți rămâne și voi. Toate celelalte îndatoriri vi se suspendă până la noi ordine. Ați înțeles? Da, stăpâne, răspunseră în cor, cei trei roboți. Bailey se întoarse iarăși spre Denil. Nu mai ai ce face, așa că nu încerca să mă oprești. Daniel stătea cu brațele atârnându-i moale în jos. Colege Eliah, nu te pot lăsa, prin lipsa mea de acțiune, să cazi pradă unei primejdii. Totuși, în împrejurările de față nu-mi rămâne nicio posibilitate de acțiune. Faptul e de o logică incontestabilă. Deci nu voi face nimic. Nădăjduiesc că vei rămâne teafăr și sănătos. Asta e tot, se gândi Bailey. Logica era logică și roboții nu erau dotați cu altceva. Logica îi spunea lui Daniel că pierduse partida. Rațiunea i-ar fi putut spune că e greu să prevezi toți factorii că partea adversă ar putea face o greșeală. Dar nu. Un robot nu are decât logică, nu și rațiune. Din nou Bailey se simți rușinat și nu putu să-și reprime un impuls de a-l consola. Uite, Daniel, chiar dacă m-aș expune unor primejdii, dar nu e cazul, ultimele cuvinte le adăugă în grabă aruncând o privire piezișă spre ceilalți trei roboți, Asta ar face parte din misiunea mea. Pentru asta sunt plătit. După cum tot o parte a misiunii mele este să împiedic orice pericol ce ar putea amenința întreaga omenire, așa cum tu trebuie să împiedici orice pericol ce l-ar amenința pe vreun om ca individ, înțelegi? Nu, colege Eliah. Asta pentru că n-ai fost construit ca să înțelegi. Dar crede-mă pe cuvânt, dacă ai fi om, ai înțelege. Daniel își plecă capul în semn de acceptare a explicației și rămase apoi nemișcat. Bailey se îndreptă încet spre ușă. Cei trei roboți se dădură la o parte pentru a-i face loc, dar continuau să-l fixeze pe denil cu ochii lor fotoelectrici. Bailey se simțea pășind spre un fel de libertate. Inima îi bătea mai repede în așteptarea acestei clipe, dar deodată a avut o tresărire. Din partea cealaltă, un alt robot se apropie de ușă. Era oare ceva în neregulă? Ce s-a întâmplat, băiete? Rosti scurt detectivul. Ați primit un mesaj stăpâne de la biroul șefului interimar al serviciului de securitate. Bailey luă capsula de corespondență personală pe care îi o întindea robotul. În mâna lui, capsula se deschise imediat, dând la iveală o bandă de hârtie imprimată cu caractere fine. Acest lucru nu lui mi. Desigur că solarienii îi aveau deja amprentele digitale, iar capsula fusese ajustată să se deschidă numai în contact cu mâinile lui. Citi mesajul și un aer de satisfacție se ivi pe fața-i prelungă. Era o permisiune oficială de a putea vedea diferite persoane cu acordul persoanelor solicitate, care erau totodată sfătuite să dea tot sprijinul detectivilor Bailey și Olio. Etlebiș capitulase ajungând chiar să pună numele pământeanului pe primul loc. Era un bun augur pentru a începe în fine o anchetă în modul cuvenit. Bailey se afla din nou într-o aeronavă ca în timpul călătoriei de la New York la Washington. De data aceasta exista însă o deosebire. Nava nu mai era închisă, ferestrele rămăseseră transparente. Era o zi frumoasă și senină. De pe locul unde ședea detectivul, ferestrele apăreau ca niște petece de azur, fără relief, fără trăsături distinctive. Bailey se forța să nu strige de spaimă, își ascundea capul pe genunchi doar atunci când nu mai putea rezista cu niciun chip. Singur își impusese acest calvar. De fapt, propriul său sentiment de triumf și această neobișnuită senzație de libertate, după ce îi înfrânsese pe Ethelby și Dainil, aproape că îl obligaseră. Începutul îl făcuse mergând spre aeronavă pe jos, prin aer liber, cu un fel de amețeală aproape plăcută. Apoi, cu o încredere în sine ce friza nebunia, ordonase ca ferestrele să rămână descoperite. Trebuie să mă obișnuiesc, își spunea el, și se uita fix la azur până când îi se accelera pulsul, iar nodul din gât devenea insuportabil.